Bună ziua, Doamne, cum este aici lumina afară. Doamne, Dumnezeule mare. Bună ziua. Geaca verde matiz. E geaca verde Bottega, dar mă rog, hai, nu mai zic nimic că... bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Cum, frate, s-o faci în Chienvelo? Să trăiți. Hai că Bottega dacă e. Este Bottega Zara. Care e problema? Nu știu dacă e Zara, nu știu ce e. Bottega Vendetta aia. Exist la vârsta 29, să rămână. Vezi că îți mănâncă vaca geaca. Da, mănâncă vaca de măta geaca. Scuze, era la îndemână. Chiar încerc scuze. Bună seara, Cami. Bună seara, Fire Outfits. Bună ziua, cere cu bună seara. Puloi, Tofleta, Georgiana, bună ziua, Muna. Sper că nu te-ai supărat. Dar și dacă te-ai supărat. Vorba lui Marius. Și mâine e tot o zi. Efectiv, super, zice, numai pe mine nu te recu. Bună ziua, bună ziua, Patricia, mulțumesc, 26 de luni. Bună ziua, ieri am aflat că firma noastră se închide în faimosul Cluj și vreau să-ți mulțumesc pentru streamurile astea amuzante. Se închide gen din cauza mea? Coaie Chienvelo. Coaie Chienvelo era efectiv un magazin gol și foarte mare. Ok? Unde vă e? În Zara? În seara, Tania. În caz că n-ați văzut, a apărut Minte-mă frumos cu mine, cu Zlăvog, cu elicopterul, cu Amy Claire, la Shelly. Nu știu ce s-a întâmplat la edit, că nu știu, Amy a apărut că zice două cuvinte tot acest video. Da, mă, adică e pretty entertaining, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Whoopsie. Bibilica explosivă, mulțumesc pentru 5 gifted, sărut mâinile foarte mult. Te-ai vândut, da, m-am vândut la Shelly. Vă las link-ul dacă nu l-ați văzut. Deși bănuiesc că l-ați văzut ăștia de aici. Fun fact, porți geaca asta pe care ai purtat-o pe stream când a intrat Dănuț prima oară și ați vorbit? De unde știi această informație? Te-ai vândut la Global Records. Patron de la Chienvelo. Care patron de la Chienvelo? Că au dat faliment. Ce patron de la Chienvelo? A dispărut recul de 15.000 de ani. I just hope you gummied Shelly. I didn't gum. Da, we gummied Shelly când a fost pe stream. Despre ce vorbești? Bună ziua, Boaș. Alexandra PPS, mulțumesc de 19 luni. Nu m-am uitat la Eurovision, ce s-a întâmplat. A fost ceva entertaining? Există pe YouTube, alea de la Eurovision, performanțele. Fun fact, Mario Simen a mers acum la București să semneze cu Global Records. Acum chiar are manager, mă foarte îndoiesc că a semnat cu Global. Bună ziua, Pit. Stai pe bune? N-are cum. Refuz. N-are cum. Nu a dispărut Chienvelo, încă mai este, inclusiv în Park Lake. Ah, oh, wow, ok. Handa, bună ziua, Mario Simen în următorul film Romania, let's go! Adienci, mulțumesc, 20 de luni. Bloodred Sonia, mulțumesc de 22 de luni. Patricia, mulțumesc, 26 de luni. Ramona, mulțumesc, de 16 luni.
Stavicuța, mulțumesc de 4 luni. Astrocat, mulțumesc. Astrocat, Astrochet, mulțumesc de 5 luni. Toma, mulțumesc de 11 luni. Andra, mulțumesc de 21 de luni. Space Noodle 9, mulțumesc de 3. E-Switch 01, mulțumesc de 7. Alezut, mulțumesc de sub. Da, așa, deci care e informația cu Mario Simen și și Global? Alexia 91, mulțumesc de 5 luni. Bacunin, bună ziua. A pus pe story poză cu doi manageri de la Global și a zis I have the best managers. Nu, nu. Mario Simen în Bass House, baby, let's go! Bă, actually, este om bun de semnat dacă vrei genul ăla de content clasic, Mario Simen. E om bun de semnat. Râdem noi, râdem, dar este o achiziție bună. Unde? A postat în altă zi? E Mandic în Bass House. Mai expirat, am înțeles, bine. Dar vreau să văd acum. A făcut cineva screenshot? E cineva bolnav după Mario Simen? Nevechiti 87 cu 28 de luni, mulțumesc. Vlad Florea cu 6 luni, mulțumesc. Adelina, mulțumesc de sub. Noapte bună 1, mulțumesc de 6 luni. Silvia, mulțumesc de 7 luni. Și Alexa 91, mulțumesc de 5. Valin s-a ocupat, da. L-am văzut pe presupusul iubita lui Mario Simen în tren și l-am întrebat dacă e el și a zis nu. Ah, ok. Bună ziua, Amy Claire. Un nou reminder pentru toți prietenii din chat care mă uit special de fiecare dată, care deși... ok, hai că e din 2023. Puteți să citiți titlul acestui stream dacă doriți să știți de dinainte la ce ne uităm și ce facem. Uneori mi-e lene să fac chestia asta, dar astăzi este. Este cineva aici care te-a întrebat a treia oară dacă te epilezi pe picioare. A. Te epilezi pe picioare cu ceară sau cu bigu? Te epilezi pe picioare cu benzi sau cu ceară? Te epilezi pe picioare? Da. Bună ziua, Moisuindu. Cu ce? Da. Are filme, omul. Îmi zice, ia, arată-mi după. Ia, fă o poză și arată-mi. Pe picioare, da, dar la sub braț când? Bă, știi ce? Dacă vreți să vă epilați peste tot, epilați-vă. Dar nu mai faceți... Nu mai veniți mie, mor. Deci mă cac pe mine de râs de fiecare dată când sunt tot felul de copii de ăștia. Deci fără așa că sunt copii, că sunt și de-astea, nu știu... Bărbați, mai în vârstă, nu știu, de ăștia, de ridic o dată sub brațul și se vede cam păr la sub... Băi, frate, nu te raz... De ce? Nu vreau să mă... De ce m-aș rade la sub braț? Nu vreau să mă rade la sub braț. Ce ai să faci? Ce ai să faci? Zvârcolește-te pe jos că nu mă rad la sub braț. Da, 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 nu e igienic. Ce-mi place asta cu igiena. Nu e igienic. Efectiv, nu e igienic. Da, mulțumim. Asta ziceam și noi. Dacă te razi, miroși mai greu a transpirație. Ei, uite că eu nu am această problemă. Îmi fac duș și mă dau cu deodorant și nu am această problemă, cu tot cu păr la sub braț. Doamne, Iulia, taci. Îi fac așa, zici ceva că îl urâm. Pa, mă, tu... Spoiler, dacă te speli, nu puți, da, crazy concept. Ah.
Da, exact, da. E mai igienic să-ți faci milioane de microleziuni, milioane de microleziuni când te agați sau te epilezi. Da, exact, da. Mai ales în zona genitală este foarte igienic. În momentul în care nu ai un partener, o parteneră stabil sau stabilă, este foarte igienic să te epilezi în fiecare zi. Faceți sex cu cât mai mulți oameni și epilați-vă în fiecare zi. Este foarte igienic. Mă enervează foarte tare discuția asta, că gen nu contează știință sau oate. Nu, contează că trebuie măta că trebuie să te legați. Dacă trebuie măta că trebuie să te legați, pe atunci trebuie să te legați. Nu sterați, pardon, să te epilezi la zero. Dar de ce nu este igienic să te epilezi în zona inghinală dacă ai mai mulți parteneri? Pentru că ai microleziuni la nivelul pielii, pentru că inevitabil te iriți și tai uneori. Este mult mai ușor să iei boli cu transmitere sexuală. De toate tipologiile. Ne faceți ce vreți. Eu adică zic doar că poate ajută din când în când să mai vă uitați și la știință. Dar, again, tu zici ce nimeni trebuie să stai cu tufișul la coi. Dar voi faceți ce vreți. E igienic să te tunzi la cur cu forfecuța cu care maica ta confecționează felicitări? De 10 ani mă mai rad cu lama de ras sau epilat cu ceară la dodoașcă, doar o tun la nivelul pielii. Respect. Ce crezi de oamenii care lucrează pentru cazinourile online? Ce să cred? Au și nevoie de un job. Ca noi toți de altfel. Că probabil dacă ar avea de ales alt job, mai plătit la fel de bine, s-ar duce la alt job. Mai mult ca sigur. Că am văzut ce e pe acolo. Am avut și o... Am și vorbit, da, cu oameni care sunt crupieri sau alte femei hot de stat în față la cameră și așa mai departe. Doamne, slăvog. Ok, gata, haide să zicem peste subiectul floci. Da, desigur, nu vă spălați pe dinți înainte să faceți oral, faceți sex după, faceți... Pișați-vă după ce faceți sex. Nu faceți niciodată, dragi bărbați, nu faceți nici... Nu faceți niciodată sex neprotejat fără să vă pișați între reprize, da? Adică dacă vrei să faci sex din nou cu partenera sau cu... Da, era să zic sau cu partenerul. Dacă vreți să faceți sex pentru a doua oară cu partenera dumneavoastră într-o perioadă scurtă de timp, nu uitați să vă pișați între reprize, asta în caz în care nu vreți să lăsați persoana gravidă. Dar oricum mă bucur că avem discuția asta, că chiar azi m-am gândit că am tot zis că o chem pe Sexul versus Barza pe stream și n-am apucat. O chemăm aici și vă răspunde la toate întrebările. Da, desigur, nu face sex vaginal dacă ați făcut sex anal înainte, desigur. Bună seara, vin de la o extracție de măsea de minte. Azi un băiat de pe Facebook mi-a zis că dacă fac sex oral și mănânc din farfuria...
Știi ce? N-am să mai citesc mai departe. Ce? N-am fost atent. Avea în user 2004? Respect. Ce? E, ce? Dar ce? Omul de 18? Cât înseamnă 2004? Aolo, nici n-are. Are 19. Am descurcat în viață și fără matematică, știi ce? Bine copii, hai gata cu ora de educație sexuală. În 2005 m-am apucat de juca FIFA. Cuvântul fofo. Cuvântul fofo, așa că idee. Like idea, cuvântul fofo. Fofo. Ui! Mi-a apărut asta pe TikTok. N-am înțeles despre ce e vorba până când n-am dat click pe profilul respectiv. Vă las și pe voi să vedeți. Cel mai random TikTok din univers. Vă rog eu frumos. Adelina Pestriț, un stewardess în însoțitoare de zbor. Pentru moment pot să spun că arta contemporană mă atrage pentru că îmi doresc foarte mult să descoper această lume frumoasă, elegantă, să acumulez cât mai multe informații de la surse sigure, de la profesioniști, de la artiști. Pentru asta sunt aici. Mi se pare incredibil că noi participăm la acest eveniment prestigios și putem să ne aducem chiar și copiii să le arătăm acest domeniu super fascinant. E de bun augur. Pentru moment pot să spun că... La ce este această reclamă? Dați-vă cu părerea, la ce este această reclamă? Are om! La ce este această reclamă cu aia? Crypto, necaz, DHL, la avioane, ok. Ok, măsarea Paul, reclamă la abonament Orange, ok. Alune. Recrutare Emirates, ok. Qatar Airlines, ok. Este la o expoziție de artă. Este expoziția de artă modernă sau contemporană din de undeva. Încă o dată, vă rog eu frumos, sunt puțin lucruri mai amuzante, nu știu, de fapt nu e amuzant, e doar fascinat așa să te uiți, să gen... What? Ce zici? Că nu zice nimica. Pentru moment pot să spun că arta contemporană mă atrage pentru că îmi doresc foarte mult să descoper această lume frumoasă, elegantă, să acumulez cât mai multe informații de la surse sigure, de la profesioniști. Să acumulez cât mai multe informații de la surse sigure? La o expoziție de a... Ce legătură? Also, uitați-vă câte cut-uri sunt, vă rog eu frumos. Are de zis o frază, uitați-vă câte cut-uri are. Pentru moment pot să spun că arta contemporană mă atrage pentru că îmi doresc foarte mult să descoper această lume frumoasă, elegantă, să acumulez cât mai multe informații de la surse sigure, de la profesioniști, de la artiști. Pentru asta sunt aici. Mi se pare incredibil că noi participăm la acest eveniment prestigios și putem să ne aducem chiar și copiii să le arătăm acest domeniu super fascinant. E de bun augur. Pentru moment pot să spun că arta contemporană... 9 cut-uri în 28 de secunde cu aia.
Mai efectiv are o frază de zi de 28 de secunde. Pot să zic că arta contemporană îmi place, este de bun augur, măi? Eveniment prestigios și putem să ne aducem chiar și copiii să le arătăm acest domeniu super fascinant. Yeah. Putem să ne aducem copiii să le arătăm acest domeniu super fascinant. Arta contemporană este domeniul super fascinant. Era plătit la cat editorul. Bă, mă fascinează așa tare cum ajung persoane ca Adelina Pestrițu, care, adică tot respectul pentru dânsa, dar știi, și ajung în poziții de-astea să facă reclamă la niște chestii de te cași pe tine de râs, gen expoziția de artă contemporană. What? Cum? Nu mai există artiști în România? Nu mai există, nu știu, oameni realmente interesați de arta contemporană? Chiar mergem la Adelina fucking Pestrițu? Adică, nu știu, măcar habar n-am, nu știu. Și mai e și Codin Maticiuc, un alt om pasionat de arta contemporană. Și efectiv se pare fascinant, mai era reclama aia la Fashion Days cu ea fiind classy. Adelina. Păi, e frumos. Deci atât de funny mi s-a părut, adică conceptul e mișto, conceptul reclamei a fost mișto, mi-a plăcut, dar Adelina Pestrițu, vă rog eu frumos. Poți fi zeița care se ivește în mijlocul muritorilor de rând. Da, poți efectiv, e singura dată când Adelina Pestrițu a purtat centura de siguranță la volan, exact. Imposibilul care își creează drum către posibil. Sau filmul în care toți ar vrea să joace, dar nu primesc niciodată vreun rol. Și poți fi... și palma dată dobitocului care crede că strada e coșul lui de gunoi. Iar asta nu te costă nimic. Fashion Days. Again, conceptul foarte nice. Adelina Pestrițu? Adică doar dacă te uiți în TikTok-urile ei, e gen... sau pe Instagram-ul ei, e... Mărg... Doamna mea, domnul meu, doamna mea. Vreau să vedea ce puia în această reclamă. Da, la Roche-Posay. Sau cum a zis? La Roche-Posay, cum a zis? Iar a venit asta, băi, lasă-ne, băi, canadianco, lasă-ne, auzi, vine o diasporeancă de-asta, plecată peste mări și țări, de ce nu ai purtat centura de siguranță? E efectiv pentru binele tău să nu mori. Băi, vezi, băi, de treabă. Auzi, ce, ești sclav? Ești sclav să asculți de stat? Ești liber, ești un om liber, nu-l lași o... bandă peste pieptul tău să te deranjeze. Nu ești sclav. Da, e pentru săraci, exact. E pentru săraci de și-a luat, Dacia Prius. De le piuie scaunele când nu își pun centura. Dar și la ăia, dacă te nimerești cu odaia pe mână, e frumos odaia de băgat în centură de la semafor și rezolvi situația. Mare căcat. Big shit. Big, big shit. Enrico, mulțumesc. Vă rog frumos, nu mai trimiteți link-uri în donații. Nu știu ce e asta. Las-
Da, jos dictatura centurii, muriți ca bărbații adevărați. Da, de centura în spate nu mai zic, da. Păi centura în spate, maxim pentru copii. Că sunt videouri, efectiv, tot ce a trebuit vreodată să văd au fost gen două videouri de alea, cum arată un accident, un accident de mașină, backseat, car crash, cum îi zice, safety belt. Efectiv, am văzut două videouri de astea și mi-a fost de ajuns, nu mi-a mai trebuit altceva. Fiți atenți. Nu vrei să purtați, e de pizde centura de siguranță în spate, da? Ia. E pupat cu scaunul. Mua! Da, ca să nu zic că pot să luăm la viteze mari, l-o mor pe ăla din față. Mua! Stai să vedeți și caz real. Time now for Eyewitness News. Call 12 for action. Are you more likely not to wear a seatbelt in the back seat? Well, you may change your mind after seeing this. Consumer reporter Susan Hogan has the latest data from the Federal Safety Agency revealing some startling facts. Well, there's a push to get people to buckle up when they're in the back seat. In 2013, more than half of the backseat passengers killed in crashes were not wearing their seatbelts. If you need a reason. Da, deci astea sunt accidente în oraș, da, pe care se pot întâmpla oricând la orice oră, la viteze relativ mici. To fasten that seatbelt when you're in the back seat, here it is. Watch this father and young son, unbuckled, go flying when the cab they're riding in gets hit. Department of Transportation data shows more than 1 in 5 backseat passengers do not buckle up. In a cab, the numbers are even worse. Here's a real-life example. Watch the unbelted woman on the left fly across the cab. Deci asta are centura, asta n-are. Across the cab, slamming into the window. The other woman was wearing a seatbelt. In 2013, more than half, 55%. Ați prins ideea, mai ales dacă s-a spălat locul din mijloc, zburați direct prin parbriz. Baftă. Ah, da, și by the way, dacă sunteți șofer, vedeți că e responsabilitatea voastră ca aia să poarte centură, by the way. Sper că nu mă înșel, dar mi se pare că voi sunteți răspunzători dacă nu poarte centură pasagerul. Nu ei răspund. A fost scoasă chestia asta? Că știu că așa era la un moment dat. Fiecare răspunde pentru el. Ok, that's kind of stupid. Acum o să vină unul să zică că el are nu știu ce probleme și nu poate să poarte centură. Da, desigur. Ca întotdeauna. Pasagerul primește amenda. Aha, am înțeles. Și asta, și la Uber, și la taxi, și la toate astea, dacă te duci în majoritatea țărilor din Europa de vest, să uită la ură la tine dacă nu ți-ai pus centură. Și așa, acum au început toate să piuie. Dar nu există să mergi cu Uber-ul sau cu astea în... Poate mai există, dar majoritatea zic să spui centura în spate, e obligat forțat. Mi se șifonează cămașa... Arg.
Vreau să vă arăt această știre pe care am văzut-o ieri, mi se pare absolut fascinant. Porurile! Olto a ieșit profesorii la grevă, respect. Respect. Și sindicatul de la profesori să le dea dracu să facă grevă de-aia ca lumea. Whoopsie. Să se vadă cum e o lună fără profesori. Elil 0921, mulțumesc de două gifted, sărut mâna. Nu e. Ne-au fost tăiate. După ce ne-au sporut indicările da a bărbatului de patină clanșeze greva generală începând cu data de 22 mai. Apar informații noi din dosarul penal deschis excrocului de pe Tinder, varianta românească. Victimele bărbatului de 42 de ani din Ilfov sunt 13 femei și 2 bărbați din numai puțin de 10 județe plus București. Le alegea din toată țara ca să fie sigur că nu se cunosc între ele. Prejudiciul se ridică la aproape 170.000 de euro. Deci avem Tinder Swindler de România care a produs un prejudiciu de aproape 170.000 de euro. Pregătiți-vă ca să vedeți cum arată. Bă! Bă! Că e un om de 40 de ani! Bă, e tactul! Tactul! Ia-ți-l acasă pe tactul, că aici l-a agățat pe Tinder. E ursul Rizli! Pactul. Individul care se recomanda pe rețelele de socializare drept un om de afaceri influent a trăit o viață de lux pe spatele a zeci de femei și bărbați care îi picau în plasă. Mai bine de 2 ani de zile a stors o adevărată avere de la victime prin diferite pretexte. Manipularea de care dă dovadă, puterea de convingere, de persuadare, de influență și stăpânirea de sine, pentru că e foarte important în procesul pe care îl are în a convinge femeile să aibă o capacitate mare de a disimula, de a ține minte. Cred că are un indice de inteligență destul de bun, astfel încât să poată să jongleze cu toate poveștile. Escrocul își schimba... Se cheamă psihopatie, prieteni dragi. Schimba identitatea... Omul s-a putea să fie CEO de corporație, dar... constant și niciodată nu folosea transferuri bancare pentru a-și ascunde urma. Alegea victimele cu multă precizie doar din cercuri... Și indicele de calviție e bun. ...din alte, ca să fie sigur că are de unde scoate banii. În plasă i-au căzut avocate, psihologi și farmaciste, pe care le aborda pe aplicațiile de dating. După ce conversa un timp cu ele și le câștiga încrederea, hoțul întindea plasa și le promitea iubire ca în filme. Ca totul să pară cât mai real și nimic să nu dea de bănuit, individul le scotea pe femei la restaurante extravagante, le trimitea flori și le făcea cadouri scumpe, ba chiar le închiria apartamente în zonele de lux. Odată... Bă, ăsta făcea schemă Ponzi cu femei, voi vă dați seama? Asta vă dați seama că nu avea niciun ban, luat de la una, dădea la alta. Mi se pare că și zice asta. Cucerite apăreau necazurile. Bărbatul inventa diverse povești despre așa zise probleme de sănătate pe care le-ar fi avut mama lui, iar pentru a apărea și mai credibil, le trimitea femeilor poze și filmulețe. Apoi inventa scuze și mințea că nu-și mai poate folosi cardurile și că are nevoie de niște bani împrumut. Categoria de femei este destul de diversă și chiar femei care au anumită pregătire, chiar psihologie în psihologie, ca să poți totuși să te infiltrezi. Eu nu sunt stare să fac un meș pe Tinder și să dat gherlă la 13 femei. Deci să înșeli astfel de femei, este clar că trebuie să jongleze foarte bine cu discursul, să fie fluent, să fie credibil, să fie în regulă. Cu banii... Ce face doamna asta? Laudă! Ținuți în urma promisiunilor deșarte pe care le făcea individul, făcea alte victime. Pe o altă femeie a păcălit-o să cumpere un telefon extrem de scump pe care spunea că ar fi trebuit să-l dea șpagă unui medic. Ulterior, telefonul a ajuns la o altă iubită pe care o agățase. Este... Schema Ponzi! Că asta făcea schema Ponzi IRL cu oameni. E vorba de capacitatea lui de a disimula și probabil că are o putere extraordinar de mare de a-și face discursul. Doamna asta e interesată să nebunesc! Doamna asta zice, bă, dar trebuie să fie ceva de capul lui dacă... E foarte deștept, are o putere foarte mare a convingerii, este foarte inteligent. În așa fel încât să influențeze, să fie credibil, să arate că el este cine. Cineva întreba ce e schema Ponzi. Schema Ponzi e gen ce a pățit bunica ta sau maica ta în anii 90, când este o schemă piramidală în care
Caută, știu că mi-e greu să explic în cuvinte de tipul zi, explain me like I'm five. Caută, știu, schemă Ponzi, că înțelegi imediat. Spune, de fapt, putere mare de... Asta e un exemplu bun aici, ce s-a întâmplat. Tu n-ai niciun ban, prostești pe cineva să-ți dea niște bani și, pe urmă, cu banii ăia prostești din ce în ce mai multe persoane. Și, practic, ai o resursă nelimitată de bani atât timp cât continui să prostești persoane. Și ca orice schemă Ponzi, că da-i zice Ponzi... și uneori este asociată cu schema piramidală, la un moment dat piramida cade, că nu mai e de unde să mai aduni, nu mai e de unde să mai aduni recruți. Seducție, probabil că este un Casanova al vremurilor noastre. Corăbiile i s-au scufundat când una dintre victime a mers la poliție și a mărturisit întreaga poveste. A fost depistat într-o locuință din orașul Sinaia, în timp ce se afla într-un imobil al uneia dintre persoanele vătămate. La data de 1 iulie 2020 a efectuat alte 4 percheziții, 2 în județul Constanța și 2 la Brașov. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate... Ia uite cum șoardea omul! Ia uite cum șoardea omul cu șemineu fake în apartament! Păi ăsta e bogătaș! Bă, să mă gândesc în țările astea sărace cum sunt... Hai că noi nu mai suntem în halul ăsta de săraci, dar tot găsești o cărică de oameni săraci. Efectiv, pui că îți cumperi un Rolex de 500 de lei de pe OLX și gata, ești cineva. Poți să păcălești lumea că ești cel mai șmecher baștan. Ridicate și indisponibilizate mai multe bunuri și aici vorbim despre suma de aproximativ 10.000 de lei. Vorbim despre telefoane, despre laptopuri și un auto. Cotețul ăla. Ce milionar e cotețul ăla de BMW? Au fost ridicate. Ce milionar, ce multimiliardar e cotețul ăsta? Și indisponibilizate mai multe bunuri și aici vorbim despre suma de aproximativ 10.000 de lei. Vorbim despre telefoane, despre laptopuri și un autoturism. Nu era la prima abatere. Avea emis pe numele său și un mandat european de arestare. Tot pentru infracțiuni de înșelăciune era condamnat la 10 ani de închisoare. Bărbatul a ajuns în spatele gratilor și urmează să fie trimis în judecată. Înapoi în țară... Fantastic, e Tinder swindler de România și un bărbat de 40 de ani cu chelie și un cazan de BMW care cumva a reușit să păcălească femei. Și femei, ați auzit? Psihologe, nu mai știu ce a zis, doctorițe, nu mai știu ce a zis. Fantastic. Am căutat și n-am înțeles ce este o schemă Ponzi. Învățăm împreună, nu e o problemă. You've probably heard of a Ponzi scheme, or at least know of Bernie Madoff. He's the guy who's partially to blame for the economic crisis of 2008. Bernard Madoff has just been sentenced for the biggest investment fraud in Wall Street history. Ponzi schemes didn't begin or end with Madoff, and they're still present today. So here's how they work. The person who runs a Ponzi scheme offers their first investors high returns on their investment. They then find new investors and give that new money to the original investors. They continue pumping in new money and dumping it to older investors, all the while pocketing their own cut. Until there's no more new investors, and the scam dries up. It's often called robbing Peter to pay Paul. Charles Ponzi was the first person to run the scheme. In the 20s, he swindled investors with a plot that would make money by taking advantage of the exchange rate of international stamps. He was so successful that he made $420,000, which today equates to $5.1 million. And it turns out he only ever bought $30 worth of stamps. What used to be called a Ponzi scheme is now better characterized as a Madoff scheme. Bernie Madoff ran a similar scheme in the 90s that became the biggest investment fraud in Wall Street history. The biggest Ponzi scheme in history. Giant Ponzi scheme. One of Wall Street's biggest scandals. One of the biggest swindles of all time. What the heck went on? He baited clients into paying him with a made-up investment strategy that he was guaranteeing to pay high returns. He would then deposit all of his clients' money into a bank account. Meanwhile, he would show investors false reports that showed they were making money, and if any of them wanted out, he'd pay them with money from the group account. The fraud ran until 2008, when the market went into a recession. The fraud's fund's final statement showed it had $64.8 billion in it. His sons turned him into the authorities when they figured it out.
We knew right away that that was our only course of action. Bernie Madoff. Și Caterinca asta cu copiii lui domnul Madoff, ei habar n-aveau, ei nici nu știau că se întâmplă chestia asta. Pur și simplu ei credeau că domnul Ponzi Madoff printează bani la imprimantă. Off was sentenced to 150 years behind bars, the maximum sentence for one of the biggest swindles of all time. And that's not where financial fraud stopped. From 2008 to 2013, there were over 500 Ponzi schemes involving over $50 billion. Multe dintre schemele cu NFT-uri sau cu cripto se încadrează la scheme Ponzi. În România e cazul Caritas, FNI. Former Delray Beach City Commissioner, a prominent and well-connected attorney. One half of the Boomer and Carton program was arrested this morning and charged in a Ponzi scheme. De multe ori n-au... Adică de multe ori poate să iau poate să aibă un aspect mai complex decât dăm banii tăi și vei câștiga ori 10. Vezi NFT-uri, vezi. Da, și vedeți, doamne, sunt bapula, dacă văd și o căică de dalea. Bă, nene, când primiți mesaje pe Instagram, salut, ajută-mă să-mi recuperez contul, intră pe link-ul ăsta, dăm datele. Măi, efectiv, nu există moment în care să vă dați datele oriunde în conversație cu altcineva. Bă, nu există, poate să zică că a murit măta, poate să zică că îți ia foc casa. Bă, nene, nu dai date personale în DM-uri sau pe mail cu alte entități și persoane private, dacă are sens. Pe mail-uri, la fel, verificați record de fiecare dată mail-ul. Adică cine vă scrie. Dacă vă scrie de la Google, vedeți să aibă Google în user, în ăla, Aron Gmail, Aron Google, Aron whatever. Nu Aron G O lle.it.io. Da, mă, cu toții suntem datori cu câte o șpârlă ca să ne învățăm minte. Pensule aronelca.pl. Ați întrebat foarte mulți oameni dacă sunt pe bune semnalele bursiere oferite de un cunoscut de afaceri din Cluj. Așa că am intrat în acel grup și am urmărit semnalele de acolo. După cum o să vedeți, după cum vedeți aici pe ecran. Iată, poftim. Exact ce ziceam. Brene, vă rog eu frumos. Nu există metode de îmbogățire pe care le descopere cineva peste noapte. Semnale de trading. De ce? Adică, eu așa aplic de fiecare dată. Până, dacă eu aș fi descoperit această metodă, această interesanțenie, această informație, acest know-how, dacă eu, personal, aș fi descoperit chestia asta, aș fi făcut un curs cu treaba asta care să conving oamenii să cumpere cursul sau produsul sau whatever, sau aș fi continuat să fac bani din schema respectivă eu și prietenii mei? Și dacă răspunsul este ăsta, atunci îți apă. Atunci îți apă. De fiecare dată. De fiecare dată. Și aici, desigur, nu vorbim de skill-uri reale de tipul cineva face un curs în care te învață să folosești Photoshop, da? Că ăla e un skill real, care știi că are aplicabilitate în viața reală, nu este o schemă de făcut bani rapid. Deci orice sună bine, orice te face... Uite, mai e o altă chestie. Dacă e ceva ce te face să faci screenshot, să te duci să întrebi pe altcineva, bă, ce zice, pe bune? Nu e pe bune. 100% nu e pe bune. Dacă trebuie să faci screenshot că tu nu ești sigur și ești prea entuziasmat și ai nevoie de părerea altcuiva, îți garantez că nu este pe bune niciodată. Niciodată.
Asta omului de afaceri din Cluj e cea mai jegoasă țeapă din istoria recentă a României. Bogdan ăsta, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Transilvania, încearcă să ia banii de la copii pe cursuri. Da, am văzut toată aia, da. Adică cam nici nu m-am uitat. Băi, nici nu m-am uitat, mi-a ajuns să văd 25 de secunde și mi-am dat seama că este... E țeapă scris imens, scris mare. E țeapă efectiv scris cu litere imense. E, a putea să scrie pe fruntea lui, vă trag țeapă. Pentru mine este evident. Pentru voi vă zic niște semnale, nu-i așa? Ca să le mai observați. O să le observați pe măsură ce o să le tot vedeți, o să le observați din ce în ce mai des. Dar, again, dacă sunteți în situația de a veni și am întrebat că la fel când a apărut video-ul ăla, mi-au trimis 15.000, doamne, ce zici? Asta e pe bune? Ce zice pe bune? Dacă trebuie să trimiți cuiva ca să întreb dacă e pe bune, îți garantez că nu este pe bune. În 100% din cazuri, nu este pe bune. Dacă ți se promite profit garantat, dacă ți se promite că vei face... Dacă îți vei dubla banii, nu există. Nu există. Investitorii care au miliarde de euro de cheltuit sau sute de milioane de euro de cheltuit, investesc în afaceri cu randament de 5, 3, 5, 10%. Dacă ei investesc miliardele lor în afaceri cu imobiliare, whatever, cu randament de 3, 5, 10, în ce lume crezi că a descoperit un băiat de pe net o afacere de-ți face randament, o șmecherie de-ți face randament 50%, 100% și așa mai departe? Nu există. Este țeapă. 100%. Și tu zici, mare cat, investesc 100 de euro. Să știi doar că rămâi cu 100 de euro lipsă. 100 de euro ai tăi, 100 de euro alu ăla, 100 de euro alu ăla, se fac zecile și sutele de mii de euro. Și da, exact, dacă ai avea profit garantat, omul ăla ar fi triliardar, ar fi găsit glitch-ul la capitalism. Which he's not, so it's apple. 750 de euro era cursul, doamne. L-au și price-uit prost ca să, gen, că n-au copiii bani de așa ceva, că la astea pică gen copii, oamenii fără educație și cam atâta, mă rog. Also, puteți să le căutați SRL-urile online la orice căcat din ăsta, zi, nu știu, zi ceva, zi Coca-Cola. La orice căcat are site. Intri pe site-ul Coca-Cola și te duci frumos și cauți firma, care e de obicei aici, undeva jos. Contact. De fapt, stai că nu, la Cola e altceva, nu are cum să... Cola are distribuitor, deci nu are... Zi o firmă, nu știu. Zi o firmă! Flip! Flip.ro. Te duci undeva jos pe aici, cauți politică, termen, găsești. Dacă cauți destul pe un site, găsești. Nici măcar nu eram pe... Out. Așa. Uite, într-un regulament găsești 100%, dar la contact găsești cel mai simplu. Out. Flip Technology SRL. Și Flip Technology SRL, îl dai pe Google și găsești listă firme. Poți să te uiți pe listă firme sau pe orice site de genul ăsta să te uiți. Ia bă, ce cifră de afaceri. Ah, Flip.ro are cifră de afaceri de câteva milioane de euro. Deci nu e țeapă. Adică mă, nu e garantat că ceva nu e țeapă dacă are cifră de afaceri mare, dar de obicei toți se pare ăștia de pe net au cifră de afaceri de gen 50.000 de lei, da? 10.000 de euro. Care sunt un căcat de bani dacă vorbim, nu e așa, de bogătani care te învață și pe tine să faci banda. Deci dacă firma lor are profit 10.000, 50.000 de euro, înseamnă că n-au niciun ban, basically, și că n-au, și că te mint în legătură cu toți banii pe care îi fac. Și da, nu înțeleg efectiv de ce nu-i saltă pe toți ăștia la înșelăciune, sincer. Efectiv, cătușele la mâini. Trade up cătușele la mâini. Ah.
Era 750 de euro și era 85% reducere doar azi? Aha, da. Also, la fel, parole. Există acest site. O să vă căcați pe voi acum toți. Got Pond, sau cum ai cui zice. Există acest site, Have I Been Pond, unde îți bagi mail-ul și îți bagi mail-ul și zici Popescu Marian. Nu știu cine o fi omul ăsta, dar sigur are un mail așa. Îți bagi mail-ul aici sau toate mail-urile pe care le folosești și zice: oh, nu, ai fost hackuit. În sensul că e-mail-ul și parola ta au apărut într-un breach de securitate al unui site. De exemplu, omul ăsta și-a făcut cont pe Dubsmash, care a fost hackuit în 2018. Asta înseamnă că tu trebuie să te duci să schimbi parola la mail-ul respectiv. Atât parola, cât ideal e să aveți, nu ideal, obligatoriu ar fi să aveți și two-factor authentication. Da, deci mergeți pe acest site, băgați-vă mail-urile pe care le aveți și pe care le folosiți. Dacă aveți chestia asta, fugiți și schimbați-vă parolele. Vă las link-ul. Deci ar promova Căpușan mizeria aia, nu e ca și cum e multimilionar în euro? Poate nu e multimilionar în euro, te-ai gândit la chestia asta? Sau poate e un multimilionar în euro care mai vrea încă niște bani? Domeniul imobiliar nu este atât de... nu este atât de pănos pe cât vă gândiți. Te supui la foarte multe riscuri, te supui la foarte multe contacte cu lumea interlopă a României. Nu este un domeniu din care, care automat, dacă ești investitor în imobiliare, ai miliarde de euro. De cele mai multe ori nu e așa. Poate pur și simplu nu mai e chef să mai facă imobiliare. Mai regăgat. Uite, n-am mai avut chef. Vreau să ia banii la fraieri. Mai regăgat. Big shit. Da, efectiv, da. Și ăștia sunt mirați, domne. Și domne, cum poate omul ăsta să știe despre țepe în domeniul imobiliar? Literalmente, e acolo înveți să dai țepe originale. Și Tasu e milionar, nu el. Dar da, poate să aibă probleme de lichiditate, cămătar după el, rate, scadențe, executări, exact. Atâtea motive. Nici nu contează. Hai, verificați-vă alea mai repede. Iată. Ați văzut toți la Wattpad. Ați belit-o la Wattpad. Also, vă rog eu frumos, puneți-vă two-factor pe tot ce aveți. Bă, pe tot. Pe Tumblr, pe căcat, orice. Glovo, pe orice. Puneți-vă two-factor. Oriunde puteți, vă puneți, puneți-vă. Instagram nu mai zic. Da, Canva, am pățit și eu cu Canva, da. Cum îmi schimb parola la e-mail, întreabă cineva într-un chat de Twitch. Vă ador, copii. I-am pus botul când eram eu mic. Era această chestie pe ODC, pentru cine nu știu, sau pe DC, whatever. Pentru cine nu a prins ODC sau DC++ sau whatever. Era o formă incipientă a internetului, cum să zic. Bă, nene, când s-a tras cablu de net pe peste tot, da? Cu viteze mai mari decât prindeai prin telefon, practic.
Rețelele de internet erau de cartier, da? Nu existau giganți ca Digi și whatever atunci. Erau rețele de cartier, adică eu cu încă trei prieteni ne facem firmă de net și ne apucăm și tragem cabluri de net la tot cartierul. Și așa era cam peste tot. Erai la Midnet, da, eram la Midnet, așa este. Și așa era cam peste tot. Și pentru că era rețea de cartier, se crea un fel de LAN. Dar cum poți să te joci Counter-Strike cu calculatorul pe aceeași rețea, cu încă 5 prieteni în aceeași casă, dar vă jucați pe aceeași rețea în LAN? Așa era asta de internet, de conecta toate calculatoarele din cartier, cumva, prin acel internet. Existau aceste DC-uri, aceste... cum vrei cum să le zic? Imaginați-vă că pentru copii era gen un folder la care avea toată lumea acces și toată lumea își punea, își share-uia din calculatorul său ce dorea. Ca să faceți schimb comun, da? Dacă eu aveam NFS jocul, puteam să-l pun la da, un fel de Dropbox. Puteam să-l pun la share-uit ca să-l ia toată lumea din cartier. Sau dacă altul avea filmul nu știu care, putea să-l pună la share-uit și lua toată lumea din cartier. Foarte multă lume își punea la share-uit partiția C, unde aveai desktop-ul și puteai să vezi desktop-ul la majoritatea oamenilor cu poze personale, cu crazy times. Da, și am luat țeapă cu un fișier care se numea sparge orice parolă de mes și bineînțeles că am downloadat acel fișier care te învăța cum să spargi orice parolă de mes și acel fișier gen practic îți zicea, era gen efectiv un text document în care îți zicea trebuie să dai un e-mail aici la adresa nu știu care cu contul persoanei și, și datele tale, care practic îți zicea, era efectiv de copii proști, era efectiv să spargă parole la copii proști. Și practic tu dădeai un mail în care ziceai, salut, sunt Silvio _ Fire, asta e parola mea, vreau să sparg contul acestei persoane. Și bineînțeles că a fost sparg contul de Yahoo Messenger, la care aveam parola Inter Milan, nu știu ce. A, da, da, șansa să descarci filmul real care zicea acolo, da. Real Madrid, Messi 23, da, efectiv. Hentai cu spioanele, da. Cum e aia? Scufița roșie, pornache. La faza cu șeruitul partiției C, așa a prins o vărmi pe nevastă sa că îl înșală cu vecină su. Parola pe care ai ales-o la 14 ani rămâne cu tine toată viața? Nu cred că rămâne cu mine toată viața. Mă, la 14 ani mi-am făcut cont de Messenger la... nu știu, în clasa 4, să zic. Parola mea de la contul de Yahoo Messenger era steaua. Eu locuind în gen lipit de cartierul Ghencea, unde toată lumea ținea cu steaua. Mai erau tag parolele monitor. Ce monitor avea era parola ta. Parola Panasonic. Că ți-a părea în față logo-ul. Ce parolă să-mi pun și citei ca prostul? A, Panasonic. Parola Philips. Să zic că e un prost pe aici care are parola monitorului. Eu aveam Lexmark de la imprimantă, iată. Ăia cu LG își pun parola Life's Good. LG BenQ, da. Aveai de ăsta? Dar cum să nu? Dar cum să nu? Normal că aveam, că nu eram prost. Tata are parola pe wallpaper la telefon, căci că dacă și-l pierde să-l sune, cine-l găsește?
Tata e capagolă numele unui medicament ce îl avea pe birou în momentul ăla. Schimb de liste. Când un schimb de liste am ajuns să-l jegmănesc eu pe ăla din Norvegia. Urinol. Parola urinol 1, 2, 3. Masculam forte. Diez, diez, diez. Nu mai am comp pe High Five. Cred că le-au șters pe toate la un moment dat. Sau s-au pierdut. Am încercat să mă loghez, dar n-am mai reușit. Îmi place foarte tare că am discutat despre despre a nu share-ui date personale în public și sunt oameni care literalmente spun care sunt parolele părinților lor. Cât de greu că scrie să fii zi, doxuit. Zi, e foarte ușor. Zi, e foarte ușor. Foarte ușor să aflu ce e-mail are măta. Bun, emote only, că dacă sunteți proști, sunteți proști. Nu vreau să vă am pe conștiință că vi se sparg parolele. Dacă afli să-mi zici și mie că nu mai știe ce mail are. Bun, haideți să votăm la El New Media Awards, unde am fost și eu nominalizat. Din nou la o categorie la care nu cred că am ce căuta din punctul meu de vedere. Pentru cine nu știe, este un concurs Ache organizat de el. Concurs Ache. În care se premiază tot felul de influenceri și îmi place foarte mult să votez la genul ăsta de chestii. Căci pot să-mi exprim simpatia sau antipatia. Iar pică site-ul, ia picați asta, semnul exclamării L în chat, picați și voi site-ul ăsta rapid. Bun, categoria de fashion. Votez doar ca să te vadă Marius, pe oricum mă vede, că dacă îți nominalizat sunt și invitat. Categoria de fashion. Îmi sună cunoscut toată lumea de aici, dar... Eu personal o voi vota pe Neo and Lime, care, nu știu, o am pe Instagram de ceva vreme și îmi place trânsa. Nu știu cine e Codrina Apostol. Nici nu pot să dau copy, firarea dracu de viață. Cine e chat Codrina Apostol? Codrina Apostol. Yeah. Ok. Ok. Să-i dea Dumnezeu sănătate, ce pot spune. Eu votez pe trânsa, pe Neo and Lime. Urmăriți-o pe Instagram, e cute. S-a îmbrăcat cu o frunză, mare căcat. Bun, Beauty and Health. Urmăresc pe toată lumea de aici. În afară de Larisa Lupoaia. Sunt nehotărât între Denisa și Stima și Maria Zvinca, dar cred că o să votez pe Maria Zvinca din nepotism, nu de alta. Glumesc. Relaxarea, îmi plac foarte mult descrierile astea. Relaxarea și autenticitatea cu care abordează orice subiect a făcut-o pe Maria Zvinca să devină un personaj nu doar important în mediul online românesc, ci și extrem de îndrăgit. Mai departe, celebrity, categoria mea preferată, Lidia Buble, n-am mai auzit în viață, n-am auzit,
Știm despre Lidia Buble că, nu știu, a scos o piesă la un moment dat când avea gen 15 ani și gen de atunci n-am mai auzit nimica despre ea, dar cumva cumva încă există în, nu știu, poate mă înșel eu. E fata de-a luat cu suspendare după ce a fost prinsă beată la volan, respect. Pentru că am mituit, da. Cântăreața Lidia Buble a fost condamnată definitiv la un an cu suspendare pentru că am mituit doi polițiști. Respect. Respectele mele. Andreea Berecleanu. Ok. Bădulească, desigur. Alina Eremia, Antonia, Doamne Dumnezeule Mare, Irina Rimes și Ina. Păi votăm Regina, nu? Oricine altcineva să și votez, nu vă supărați. Bun, eu sunt la categoria social. Hai să citim descrierea, mi-a plăcut foarte mult. Fire. Un critic acid care nu se ferește să-și expună opiniile pe aproape orice fel de problemă ar frământa opinia publică. Sylvie Fire comentează cu ironie și umor atât dezbaterile legate de cultura pop locală, cât și decizii politice controversate, făcând în felul acesta și educație pe temă ce nu ar fi neapărat prioritizate de comunitatea care îl urmărește pe YouTube sau Twitch. Cinstit! 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 De ce zic că nu cred că am ce căuta la categoria asta și am zis-o și anul trecut? Este că eu nu am focus pe treaba asta de whatever, de educație, de whatever. Și mereu sunt, nu-i așa, oameni care chiar fac educație și care ăsta este scopul lor, să facă educație, să facă acțiuni sociale și așa mai departe. Cum este, de exemplu, Pătratul Roșu, care este un podcast foarte drăguț pe tot felul de teme foarte interesante. Vi-l recomand cu mare drag. Sexul versus Barza, nu mai vorbim, respectele mele eterne, m-am învățat cum să-mi pun prezervativ. Nu, glumesc, dar... dar pe acolo, adică m-am uitat la o cărică de Sexul versus Barza când gena cu 7 ani, 8 ani, 9 ani, când a început pe YouTube. Și dacă doriți educație sexuală pentru dumneavoastră sau poate pentru rudele dumneavoastră mai mici sau pentru și părinții voștri, cine poate știe, vă super recomand Sexul versus Barza, cel mai bazat canal de YouTube. Și face femeia să nebunesc. Face femeia muncă de educare pe sex de 10 ani de zile. De 10 ani de zile și și-a luat la înjurături și la căcaturi de la toți rușinoșii planetei. Uite-te și tu, 10 ani. Primul video acum 10 ani. Drepturile elevei minore însărcinate. Feminin, masculin, intersex. Pubertatea la băieți. Orientările sexuale. Sexul versus Barza, acum 9 ani. Eropedia, cred că știți, dacă nu știți, este un podcast despre sex, dragoste și alte fațete ale educației sexuale. Am fost și eu invitat aici la podcast. Puteți să mă auziți și pe mine în podcastul Eropedia. Reconectat, bănuiesc că le știți pe fetele de la Reconectat. V-am mai trimis la ele pe Twitch. Este psihoterapeuta Cristina Petrescu-Ghenea și sunetista Maria Mărăcinescu, care fac educație în zona de educație 100%, discută și tratează tot felul de problematici din zona, cum să zic, tratează cu o perspectivă psihologică toate interacțiunile dintre noi. Vă recomand podcastul nostru cu Reconectat, al meu și al lui Zlăvog, în care am vorbit împreună despre tot felul de chestii, acum, nu știu, 2 ani, să zic. Și Maria Carusi, sper că citesc bine, pe care am descoperit-o foarte recent și eu pe TikTok. Îmi place ce content face, vă recomand să urmăriți pe TikTok. Votul meu personal, la fel ca și anul trecut, merge către Sexul versus Barza. Puteți să mă votați acum dacă doriți. Da, se simte puțin unfair că cumva eu, care sunt destul de generalist, mă bat cumva cu cum îi zice?
instituții ale cu proiecte care chiar fac, care chiar au focus pe zona de social. Mai departe, Lifestyle, Alexia Eram, Doamne Dumnezeule Mare, Valerii Lungu, Doamne Dumnezeule Mare din nou, Laura Giurcanu, Alina Ceușan, Gina Chirilă, Lorelei, Ioana Grama, Sânziana Negru, Dea Codrea. Îi mulțumesc din suflet lui Lorelei că este aici, ca să pot să o votez. Respect Lorelei, îmi super place de ea. Bă, dar chiar nu e balaban. Dar nici anul trecut nu cred că a fost. Are bif cu Marius. Da, nici anul trecut n-a fost, acum că ziceți. Dar cred că a fost la Style Awards, nu? Sau? Mă înșel eu? Ce ai cu săraca femeie? Ce să am, mă mie că nu, că o persoană atât de influentă în mass media românească și care se îmbracă de bine și care oferă atât de multă inspirație pentru practic sute de mii de oameni, nu este prezentă la El Style Awards. Ce aș putea să am cu ea? Ba din contră, militez, nu înțeleg de ce nu este aici. Lenghel, de ce nu e la Lifestyle, da? Am dat click pe un link de la Cupac din chat. Doamne Dumnezeule. Bun. Cristina Ich, iarăși, foarte, foarte interesant cum nu este. Marg, respect Lorelei. Mai departe, newcomers. O crimă din punctul meu de vedere că Sabina nu este aici. Dar nu mai zic nimica. Nu mai zic nimica. O să merg pe Mara Cali, pe care o cunosc și o urmăresc de ceva vreme deja. Cu un simț estetic quirky și pigmentat cu mult umor, Mara își învață cei peste 120.000 de urmăritori de pe TikTok cum să-și exploreze și să-și definească un stil care să le reflecte personalitatea, în vreme ce comentează trenduri, noutățile zilei și ține la curent publicul cu evenimente mărunte sau majore ale vieții sale. Urmărește-o și pe Instagram și YouTube. Recomand TikTok-ul sau Instagram-ul Marei. Valentinul TV, mulțumesc de 10 euro, sărut mâinile, apreciez. Unde e și Deni? E și Deni la Newcomers? Nu. Bun, Mara Cali aici. Unde e Deni? La ce e Deni? A, la TikTok. A, e bine că mi-ai zis că încă nu am ajuns acolo. Dar mulțumesc. Podcast/vlog. Aici este 4 fără un sfert și Cătălin Moise. 4 fără un sfert a câștigat anul trecut categoria Newcomer. Așa că o să votez la Cătălin Moise, care cred că este pentru prima oară aici. Când ai auzit ultima dată că un subiect istoric cu atâta încărcătură socială precum colonialismul a devenit viral? Genul de lucru pe care îl discuți la birou, bă, sincer, chiar așa e. O descriere foarte bună. Chiar așa e, man. Când vreodată ai fi discutat de colonialism la corporație, la dozatorul de apă? Da, puteți să votați și pe 4 fără un sfert, respectele mele. Eu personal votez Cătălin. Mai departe, categoria TikTok, unde au băgat-o pe Irina Deaconescu, că nu știu, nu mai era loc la mai sus. Mai este Emi Claire, Sephora Șulea, Deni, Elena, Valentina, Chei, Coșana, Petcu. Sunt puțin indecis între Emi și Deni. Emi a luat anul trecut, nu? Ce a luat anul trecut Emi? Unde e Adrian? Ce a luat anul trecut Emi? A luat premiul mare, nu mai știu ce a luat. Ziceți, bă! Tot la TikTok a luat? Deci a luat premiul la TikTok anul trecut. O votez pe Deni Elena anul ăsta. Place de trânsa pe TikTok, urmăriți-o.
Trebuie să votați pe mine dacă vreți să votați pe mine. Nu mai faceți scandal aici. Îmi voi înregistra votul. Ups, ai uitat să votez la categoria Newcomers. Ups. Gata. Pam, pam, pam. Pentru înregistrarea votului final și înscrierea în concurs este necesar să votați la fiecare categorie în parte. Asta am făcut. Ah, ok, felicitări, votul a fost înregistrat. Bun. Da, e un bug acolo. Mai votați odată că merge. N-ați căzut site-ul ăsta, respect. N-ați reușit să cădeți site-ul ăsta. Eu nu găsesc acest site. Are voie numai Fire? Da, omule, da. Are am voie numai eu. Nu știu, dacă ai citit gen titlul acestui stream, poate te-ar ajuta. Cum ajungi pe listele alea? Selectează oamenii de la el. Marius Simen, unde e? Ton a căzut. Respect el. Semnul exclamării L în chat dacă nu găsiți, că nu e indexat de Google. Am încercat și eu. Cum se face că Alina Ceușan în fiecare an e prezentă pe undeva? Cum știe lumea ce mare căcat? Ce vă mirați atât? Cum știe lumea că e de mult? Că faci care engagement rate de 0,5%, aia e. O știe lumea de mult, ce-ți faci? Balaban sau Ceușan? Balaban toată ziua, despre ce vorbiți? La Fashion pe cine ați votat? Că eu nu le cunosc pe fetele astea. Pe cine a votat la Fashion? Nu mai știu. Pe Neo and Lime. Uită-te la trânsa pe Instagram. E tare. Tot așa o urmăresc de 15.000 de ani. Mi se pare că a fost și anul trecut. Nu știu dacă a luat. E tare. E pe modern. E pe modern. Știe să se îmbraci. E auto. E pe modern, n-are treabă. În ce costă premiu? A scris Iulia, constă într-un pupic de la Marius. Ce ceas ai la mână? Băi, am așa să mă întrebe cineva ca să flexez cu el. E un ceas găsit pe OLX. Este un ceas racheta din Uniunea Sovietică, pentru că sunt comunistoid, port ceasuri din Uniunea Sovietică. E cool, e tare, drăguț. E cam jegos, trebuie să-l duc la curățat. 300 de lei. Sau mai puțin, mă știu. A, cred că 300. Episod din Ești mai prost ca Silvi Fire când mai apare. O întrebare foarte interesantă, pentru că am filmat o nouă serie de episoade luni. Și urmează să apară cât de curând. Chiar cu cineva care este aici în chat o să fie următorul episod. Prezintă ca și cum ești băiat de baron local. Ce să prezint? Da, este vorba de userul FootChapuc1. El sau ea a apărut la aici mai prost ca Silviu Fire. A, ceasul să-l prezintă, pare că sunt, da?
Ăștia verifică dacă e Dănuț 58 în chat. Nu e. Nu e. Iar invit doar prieteni, frate. Bă, am invitat și dușmani. Am invitat, nu, nu glumesc, n-am invitat dușmani. Dar pot să vă spun că avem un episod cu... pot să vă spun că avem un episod cu o personalitate uriașă din, din România. O vedetă uriașă și omniprezentă prin spirit aici pe stream. Nu, Delia, e prea previzibil, Delia. Nu făceam acest... nu făceam acest inuendo dacă era Delia, că era destul de previzibil. Se pare că va trebui să, să așteptați și să vedeți. Asta e tot ce pot să vă spun. Gojira, aș putea să-l chem pe Gojira, actually. Dar nu, sigur nu o să vină. Someone's dead Vescan. Remus Cernea. Fii tu să fii cu marketingul tău al Recu. Cum să fie Dănuț 58 dacă este o vedetă mare din România și o personalitate imensă? Cum poate să fie Dănuț 58? Vine Karl Marx. Vine moșul nostru. Da, Iliescu e CTP, da. Este moderatorul și trapperul Rack Sounds. Da, e George Buhni și am răspuns la întrebări despre drepturile omului, exact. Rex Sound, ești trapper, frate? Dă-ne să-ți vedem SoundCloud dacă ești maker. E moderator, nu e trapper, da. Ce pot să vă zic este că am tizuit ceva pe un stream trecut care s-a dovedit a fi clapă. Era vorba de, de un Ești mai prost ca Silviu Fire pe echipe și am fi fost 4 participanți, dar s-a primit clapă. Cine a fost atent știe despre ce e vorba, s-a primit clapă, asta e. Dacă s-a primit clapă, mergem mai departe. Nu e o problemă. Mă rog, a trimis cineva chestia asta. Ce se întâmplă? Scandal în lumea stiliștilor. Dana Budeanu, băi, băi fashionistule pitic, vezi că ți-a rămas capul mare de la os dă-n pic. Nu. Nu vreau să râd la o glumă de-a Dani. Sorry, oricât de mult o urăsc pe Dana Budeanu, tot este funny cum, cum Morris ne zice că se plimbă pe calea victoriei și slăbește. Marg. Scandal în lumea, așa, mare scandal între stiliștii din România. Dana Budeanu vorbește despre un fashionist pitic cu capul mare. Iată postarea stilistei postată în social media. A, atâta a zis? România TV susține că Dana Budeanu se referă la Moris Munteanu, care a apelat la noua metodă de slăbire, utilizarea medicamentului Ozempic. Soluția injectabilă reduce cantitatea de zahăr din sânge și favorizează scăderea rapidă și consistentă în greutate. Potrivit presei de cancani în străinătate, mai multe vedete internaționale ar fi apelat la injecțiile cu Ozempic pentru a reduce kilogramele, inclusiv reprezentantele familiei Kardashian. Nu că mai multe, tot Hollywood-ul folosește Ozempic și din cauza asta este criză de, sau mă rog, a fost shortage de acest medicament. Pentru că acest medicament este pentru diabetici
și a fost shortage de medicament pentru diabetici ca să slăbească Kim Kardashian, coaie. Și la noi este shortage, tare. Marea sursă credibilă România TV. Bă, sincer, dacă ai 2 neuroni, chiar poți să înțelegi despre cine vorbește, nu te spăra. Da, vă rog, nu este în niciun caz o metodă bună de slăbit, pentru că trebuie, pentru că gen, mă, căutați side effects. La fel ca întotdeauna, nu există nicio metodă de și slăbești și stai pe spate. Da, mi se pare că are Lupoi un TikTok fix despre asta și explică mai bine. Doamne, dacă mai imit vreodată TikTok-ul ăsta, I swear to fucking God. Lupoi Ozempic. Hai să vorbim despre Ozempic și scurtătura pe care toată lumea încearcă să o ia spre a fi mai slab. Ca să ne înțelegem de la început, eu vă spun să nu luați Ozempic dacă nu aveți probleme cu diabetul sau nu sunteți super supraponderali. Ozempic este practic numele de brand al semaglutidei, care este un medicament folosit pentru a controla diabetul, adică a controla glicemia, și s-a dovedit într-un studiu recent ăsta că ajută la scăderea în greutate. Dar există niște chestii pe care trebuie să le țineți minte. Ca să înțelegeți cum funcționează semaglutida asta, practic ea imită o peptidă care crește nivelul insulinei și astfel scade nivelul glicemiei. Și prin mecanismul ăsta te ajută pe tine să slăbești în sensul că să mănânci mai puțin și să nu se mai depună la fel de mult. Ca să înțelegeți și cum se folosește, el vine practic într-un stilou preîncărcat cum vine și insulina care tu zice încă ăsta, pe care tu setezi câte unități vrei să-ți injectezi și apeși pe buton, le injectează automat și după aia îl ții la frigider pentru următoarea injectare, care va fi într-o săptămână. Cum v-ați obișnuit până acum, probabil să vă frâng visele, studiul ăsta la altă arată că pacienții care au luat Ozempic mult timp și au pierdut în greutate, după ce nu au mai luat tratamentul, au câștigat înapoi din kilogramele pe care le pierduseră, pentru că nu există niciun tratament magic, cum v-am mai zis, și în mod normal, după ce nu o să-ți crești producția de insulină artificial, practic ea va reveni la normal și atunci o să depui înapoi kilogramele până le depuneai de ca de fiecare dată. Problema este că oamenii nu-și schimbă stilul de viață, adică ei iau un medicament ăsta care speră să facă o minune, el nu face minune, dar ei nici nu schimbă stilul de viață, adică nu folosesc asta ca un ajutor cum ar trebui. Și mai există o problemă și anume faptul că niciun medicament și niciun procedeu în afară de, nu știu, lipoaspirație nu poate să selecteze unde slăbești, adică slăbești doar aici, slăbești doar aici, slăbești doar nu știu ce. Și atunci o să duci la un efect care se numește efectul de Ozempic și este practic când arăți așa super scheletronic, pentru că nu mai e grăsime nici în față, nici nicăieri. Asta ca să nu vorbim despre faptul că el e un medicament destul de important pentru oamenii care chiar au diabet și îl iau ca să-și controleze diabetul, sunt oamenii care sunt foarte supraponderali și nu se mai găsește în farmacii nici la noi, nici pe nicăieri și e și foarte scump, adică dați foarte mulți bani pe un procedeu care nu o să vă ajute cum vă doriți voi. Înainte de povestea asta cu Ozempic, lumea lua metformin, care e un medicament folosit tot pentru a controla diabetul, dar nici ăla nu duce la rezultatele astea, pentru că, din păcate, nu există nicio soluție magică. Ca de absolut fiecare dată, dacă aveți nevoie de vreun tratament sau vi se pare că aveți o problemă, mergeți la medic și luați-vă tratamentul de care aveți nevoie. Nu mai luați medicamente de-astea puternice sau așa după ureche, riscând să luați de la oameni care chiar au nevoie de ele ca să poată să trăiască, gen. Hai să vorbim despre Ozempic și... Efectiv, absolut, absolut fantastic conceptul de vreau să arăt mai bine, așa că voi fute în gură un diabetic, coaie. Mă rog. Da, deci poate să sune tentant, după cum ați auzit, it's not. Oprești ăla și te îngrași la loc. Ce e cu asta? I've tried just about everything. And I can't... De ce nu face direct insulină? Bă, nu știu. Uite, du-te la spital și întreabă. Clasic Vali Petcu să mă pula. E efectiv, e take domn de 40 de ani, efectiv. Take domn de 40. Mișcă-te mai mult și mănâncă mai puțin. Oh. Damn, dacă s-ar fi gândit cineva la chestia asta.
Dacă sunteți oameni slabi sau care aveți kilograme, nu știu, în limita a ce considerați voi că e bine, chiar recomand să intrați într-un research superficial asupra conceptului de oameni grași și de a te îngrășa și de whatever. Pentru că de cele mai multe ori sunt căcaturi din copilărie, da? Cum te-au învățat ai tăi să mănânci, să nu lași nimic în farfurie, să mănânci neapărat desert după cele trei feluri de mâncare în morții măsii de viață, o cărcă de căcaturi care le iei direct de la părinți, metabolism pe care îl iei de multe ori de la părinți. Eu, de exemplu, am metabolizat destul de prost, că părinții mei erau extrem de sedentari. Stocărcă de căcaturi care vin și pe cale genetică, stocărcă de căcaturi pe care le, cum îi zice, le înveți prost sau whatever. Sunt atâtea căcaturi care poate să afecteze grăsimea unui om. Că sunt și oameni care gen n-au chef să facă sport în sensul de să meargă pe jos și să whatever, sure. La fel, iarăși, pe știință, sportul, iar începem conversația asta și vin toți culturiștii în chat. La fel, pe știință, sportul nu ajută atât de mult la slăbit. Nu există un om care merge la sală și culturist și whatever, care are minimul de cultură generală, care să nu poată să confirme chestia asta. Importantă este dieta. Dieta, după cum ziceam, e... ți-o faci și e setată de alte căcaturi. Să nu mai vorbim de mâncat pe fond emoțional, de whatever. Deci asta cu du-te și aleargă pe bandă și mănâncă mai puțin, it doesn't work, pentru că suntem niște animale proaste care nu funcționează așa. Și sunt fix chestiile pe care le zic oamenii slabi cu metabolism bun. Pentru că orice om care ia în greutate și care știe cum e să fie... gras, grăsuț, whatever, renunță la asta pentru că știe că it's not that. It's straight up not that. Mă rog. Dar nu mai vorbim de, adică, că a fost cel mai evident în pandemie, în care mulți dintre noi ne-am îngreșat straight up 10 kg. Eu m-am îngreșat 10 kg în pandemie, straight up. Doar din cauza că n-am mai ieșit atât de mult să mă plimb, din cauza că am comandat mai mult acasă și așa mai departe. Da, deci asta cu este obezitatea o alegere este fucking bullshit. Și da, știu că e foarte convenabil să zici, a, ești doar leneș. Tu poți să zici asta, dar așa trebuie să realizezi că ești prost și că nu ai vreo știință sau vreo orice care se susțină. Ești doar prost. Și ok să fii prost. Nu te opriști nimic ca să fii prost. Dar just so you know, gen ești prost. Dacă concluzia ta la oamenii grași care nu pot sau nu vor să slăbească e, a, ești leneș. Ok. Sure. Uite, nu contează că vorbim pe știință, că vorbim... Asta nu contează. Important este să-și dea un om cu părerea. De exemplu, fire, sportul și alimentația ok ajută. Când am zis altceva, da, ajută. Ajută, dacă sportul nu te slăbește. Sportul te ajută pe mental, sportul te poate ajuta dacă faci, zi, sesiuni de alea de cardio demente în care arzi 600-700 de calorii. Sunt chiar doctori care spun, mi se pare că, nu mai știu unde am văzut, am văzut la un doctor ăsta român, la Mihail, pare că nu mai știu unde am văzut, sportul pentru oamenii extrem de grași nu este foarte indicat pentru slăbit, pentru că îți face poftă de mâncare. Și dacă îți faci poftă de mâncare, mănânci mai mult ca om gras, dacă vrei să slăbești, ca om obez. Interesați-vă și voi, citiți, nu știu, uitați-vă la un documentar, atâtea resurse. Nu e adevărat. Ești doar leneș.
Depinde de la persoană la persoană, organismul e diferit față de fiecare. Da, de asta avem studii care gen iau mai multe persoane și analizează mai multe persoane ca să poată să tragă o concluzie relevantă pentru foarte multe persoane, vezi tu? De asta gen avem oameni de știință care ajută să nu fie proști când trag concluzii. Și gen când ai oameni de știință, ajung la niște rezultate care gen nu sunt din mintea ta, gen ce ți-a bășit ție mintea, niște rezultate făcute gen cu știința în spate, știi? Și care acoperă foarte mulți oameni, știi? Gen ajută să nu fie gen ce ți bășește mintea atunci de Twitch. Așa ca idee. Ce îmi place cât de sigur ești pe tine. Zici că tu ești omul de știință. Hai că anche să mă distrez. Zic cu ce m-am înșelat. Zic cu ce m-am înșelat. Căutăm acum studiile la care mă refer și dacă nu am dreptate, închid stream-ul acum. Zic cu ce m-am înșelat în declarațiile pe care le-am făcut. Dacă nu ai tu ban. Hai să ne distrăm. Zic cu ce n-a fost corect din ce am spus. Numește exact informația eronată pe care am dat-o. Ban, așa mă gândeam și eu. Ce-mi place asta, cât de sigur ești pe tine. Știi care e problema la căcatul ăsta cu cât de sigur ești pe tine? Este efectiv projecting. De la oameni care n-au disponibilitatea emoțională, intelectuală, whatever, să stea să caute niște informații despre lucrurile care îi afectează. Și este fix reacția de om supărat pe faptul că cineva e deștept în fața lui pe un subiect. Că eu-s prost. Pă foarte multe zbuiesc, prost, fac o grămadă. Dar mai știu niște căcaturi așa, superficiale, să ne înțelegem, că nu sunt vreun expert sau whatever. Dar mai știu niște căcaturi superficiale, că sunt curios din fire. Și uite, de exemplu, știu aceste căcaturi superficiale și este fix reacția de om insecur și de om supărat că cineva este încrezător în sine. Eu de ce nu sunt încrezător în sine pe acest subiect? Eu de ce trebuie să ascult ce zice maica mea? Efectiv, asta e, nu este nimic altceva. Îmi pare rău. Dacă crezi că mănânc căcat, dacă crezi că mă înșel, spune-mi, băi, mănânci căcat cu X, uite aici, dovada că mănânci căcat cu X, s-a mai întâmplat și am zis, da, bă, am mâncat căcat, avem o informație mai veche sau whatever. Dar reacția asta este atât de supărătoare că denotă un anti-intelectualism de ăsta bășit, de om, de Elene, să caute pe Google și să supără că altcineva a căutat pe Google, că efectiv altceva nu e. Dom'le, ești atât de... Da, sunt sigur pe mine pentru că am citit informația de la oamenii de știință. Da, de-aia sunt sigur pe mine. Pentru că am încredere în oamenii de știință. În cine vrei să am încredere? În taică-mi, în tactul? În cine vrei să am încredere dacă nu? La fel cum sunt oameni care au la fel de multă siguranță pe sine când dau tot felul de afirmații de-alea auzite de la bunici. De... N-ai voie să mănânci cartofi că devii obez sau mai știu ce căcaturi. Hai, gata. Pauză de pipi și ne uităm la niște case bune de pe Storia. Și pe urmă facem propagandă anti-mașini, pentru că mi-a plăcut foarte tare cât de tare am putut să trigăruiesc oamenii de pe TikTok. Băi, efectiv, a făcut un TikTok de la cu... În care zic eu de mașini și de taxele pe parcări și de la ala. Și ben, efectiv sunt oameni în comentarii. Bă, I love this so much. Bă, sunt oameni în comentarii straight up. Bă, Gameș, familia mor. De unde, bă, cum să plătesc eu pe parcare? Bă, putu-ți mor. Bă, cu blesteme, cu înjurături de mor, de mamă, de familie, de neam, de generație, de eoane ale de la maimuță încoace, de bă, blesteme, nenorociri, să se abată peste mine, e ceva absolut super. Literalmente am trigăruit toți posesorii de Opel Astra. A, ba, da, ăla cu sore... A, Liviu Teodorescu acasă la sore, nu l-am văzut pe ăsta aparent. Sau? Cred că l-am văzut. Hei, sunt Liviu Teodorescu și... Bine ai venit acasă la sore. Hai că l-am văzut. Hai încoace.
Nici eu nu știu foarte multe, pentru că abia am ajuns. Ba da, l-am văzut. Ba da, țin minte acest living. Bă, asta are două cuptoare? A, nu, ăsta e frigider. E frigider? Ăsta e gen dozator de apă sau ce e? Nu, ce e asta? Băi, ce e asta? Pare un dozator de apă aici. Există dacă e nevoie. Am hotă incorporată, dar da, mai miroase așa un pic, depinde de ce gătești. Îmi place foarte mult insula asta și îmi place că ai totul la îndemână. Practic avem totul încadrat în insulița asta și restul e aici pe peretele ăsta. De exemplu, am tras un ochi înainte, îți dai seama. Aici sunt niște pungi. Asta. Da, mine mai uitat o dată, țin minte. Și curată. Păi e foarte... Să Harry Potter fan. De titlul ăsta. Mai uitat o dată. Espresor de la miele. Miele... E dozator de cafea, espresor. Ok. Mi-am luat time-out că am zis ce are la bagistul ăla că-s mișto ochelarii. Am zis de jurat. Păi, de-aia ți-ai luat. Vrei să ne dea în judecată canal de? Păi, Fire, Matiz 2004-08 sau Dacia Logan 2006-14? La 1000 de euro amândouă, Matiz, clar. Andreea mai rămas aici, a trimis-o pe Iris la culcare, Andreea mai rămas, ia uitați. Bun, propagandă anti-mașini. Mi-a plăcut foarte mult reacțiile de pe TikTok. Stați că vă arăt. Taci! Deci am... Taxa unică în București este de 5 lei pe oră și 30 de lei pe zi. Dacă am trăit într-un... Un TikTok despre în care am zis eu, ha-ha, vai de capul nostru că la noi nu se dau amenzi pentru parcările pe spațiu verde. Și că taxa de parcare e 6.000 de lei pe an, pentru că așa e în toate orașele mari ale lumii, nu e așa? Trebuie să plătești ca să poți să poluezi vizual, fizic și, desigur, sănătatea oamenilor. Comentarii. A, dar aici nu putem să le vedem pe alea ascunse, că nu cred că sunt logat, nu? Ba da, nu sunt logat. Stați că astea sunt light, adică nu sunt... Tu unde sparchezi mașina, domnule Fire? Orașe pentru mașini, trebuie să ne deplasăm. Or, toată lumea e supărată că atât de scumpă este parcarea în București și că... cu salariu minim nu se poate acoperi, lucruri care sunt absolut total de acord. De asta nu veni cu mașina în centru. Idee. Doar așa ca idee. Nu veni cu mașina în centru dacă nu-ți permiți să plătești. Te-ai gândit la chestia asta? Cel mai bazat comentariu, nu-mi dau cu părerea, nu sunt din București. Nu mai sta în București, îmi zice cineva. Average left, dude. Stai că starea să-ți ia morții. Beta Fire, care face 10.000 de euro pe lună din donații. Donații. Literalmente fac 0 euro din donații. Și cumva credem subconștientul lui că și noi pățim la fel. Ok. Nu e parcări. Ok. True. Bă, nu toți își permit să plătească zilnic aberațiile voastre. Să nu parchezi mașina în parc, să nu urci mașina peste căruciorul vreunei mame de pe stradă, este o aberație. Să ne suci pula din troleul tău. Efectiv, average șofer bucureșteni. Să suci pula din troleu, sclavule.
Cineva zice, mi-aș text comentariu. Eu nici măcar nu citesc comentariile, gen, le-am citit pe asemenea că știam, că știam ce o să fie aici. Mi-aș text comentariu. Nu. Atât știe. Ce-mi plac ăștia care să se antrenează între ei. Da și mie, ne cenzurează. Efectiv, te cac în gură. Să mă pișu pe fire. Să dai tu cu măta 60 de milioane pe an să-ți ții mașina parcată. Sușpul. Și mai erau, man, mai erau că nu le-am... Mai erau că m-am uitat în alea ascunse de TikTok. Stați așa că vă zic. Stați un pic KFC. Poză cu mașina, da. Fraier nu are mașină, by the way. Păi și unde morții mătii vrei să parchezi, mă? Mă, măta în pizdă, margi la căcat. A, la măta în pizdă să parchezi, margi la căcat. Așa. O, câte sunt ascunse, sunt pap. Vorbești căcaturi, probabil stai undeva unde ai moștenit două parcări de la maică ta, ok. Plângi grasule, ok. Bă, gras prins ideea. Pâlă mă, unde vrei să parchezi? Vrei să dormi cu mașina în pat? Și ce vin au oamenii? Bă, nene, cum să dai 6.000 de lei pe an doar să parchezi mașina? Marci tu și dă 7.000 de lei pe niște linii trasate pe trotuar. Asta pe lângă 4.000 asigurare, 3.000 impozii, o vinietă. Locurile de parcare sunt un dar de la Dumnezeu. Bă, arăți prin ideea, mai sunt. Mai sunt. E, și în acest vibe doresc să fac și mai multă propagandă anti-mașini ca să enervez și mai mulți bucureșteni cocliți. Dar ca o introducere, eu întotdeauna am zis, chiar dacă fac mișto de toți aia cu tigăi de alea nenorocite pe diesel, de parchează pe spațiu verde, de nu mai pot să mai scap de ei în oraș, chiar dacă fac mișto personal de acei oameni, am zis întotdeauna, problema nu ar trebui rezolvată de oameni. Nu cred că omul care s-a obișnuit toată viața cu curul în mașină trebuie mâine, pentru că din voința lui și din whatever, nu știu, forța lui interioară să renunțe la mașină. Că asta nu există, asta e un vis. Asta e ca atunci când îi zici unui om care tu crezi că e prea gras, du-te și aleagă. It's not gonna happen, că nu vrea să facă asta și ca așa... De ce să alege dacă nu vrea să alege? E efectiv același căcat. Cred că statul ar trebui să ia măsurile astea. Cum sunt? Taxe mai mari la parcări, transport în comun mai frumos, mai des, piste mai multe de bicicliști, mai puține parcări, mai multe parcări la periferia orașului, mai puține în centrul orașului și așa mai departe. Nu cred că e vina ăluia cu BMW cotețar că nu și-o lasă acasă. E vina statului că nu-l opresează să-și lase cotețul acasă și nu-i oferă toate alternativele de care are nevoie. În același timp, cum spun absolut de fiecare dată că m-am săturat să mă repet, statul, a.k.a. primăria sau whatever, Ministerul Transporturilor și așa mai departe, nu are de ce, nu are cum să se simtă, cum îi zice, nu are cum să se simtă motivat să investească vreodată în piste de biciclete, bulevarde mai mari pentru pietoni, poate pietonale, transport în comun mai bun și mai civilizat și mai rapid, pentru că toată lumea merge cu mașina. Și în momentul în care toată lumea merge cu mașina și acest oraș este făcut pentru și în jurul mașinilor, atunci niciun polițian n-are de ce să vină să zică, bă, știi ce? Mă, Nicușoara a făcut asta, dar cu chiu cu vai. N-are de ce să vină să facă niște reforme cum au fost făcute în Paris sau în Amsterdam în anii 70-80 sau în Barcelona sau whatever. N-are de ce!
că toată lumea vrea să te cucu în mașină. Și atunci dacă nu pleacă și puțin de la noi, n-are de la cine altcineva să pleci. Deci pentru toți opăriții la cur care lasă comentarii de tip da, domne, da, de ce nu avem tramvaie bune? Da, pentru că stai cu curul mașină. Pentru că marea majoritate dintre noi stă cu curul mașină. Și eu mă fac vinovat de chestia asta. Și eu merg destul de mult cu taxiul. De asta. Astfel, soluția din punctul meu de vedere este să facem cât mai multă propagandă pentru căi alternative de transport. Uite cum fac eu acum, de exemplu. Cum vă bag vouă în cap, de exemplu. Voi mai departe puteți să faceți cu informația asta ce vreți. Să vă duceți să-l buliți pe Nicușor Dan, cum am făcut-o împreună pe live-ul lui cu Victoria, cu calea Victoriei Pietonală. Puteți să mergeți, nu știu, poate aveți vreo rudă în Consiliul Local, poate sunteți voi în Consiliul Local la voi în oraș. Poate există ONG-uri de mobilitate, da? Există ONG-uri de bicicliști și așa mai departe. Să faceți ce vreți. Eu vreau să-mi fac propaganda. Priviți propagandă! Cazul Parisului mi se pare un exemplu foarte bun, pentru că Parisul a fost pe același sistem ca și noi, vai morți și răniții lor, de sufocați de mașini și... e efectiv o poză din Paris, trebuie dat pe o poză din Paris. Și de cât de 10 ani, nici atâta, mai puțin de 10 ani, au început o remodelare completă a orașului în jurul oamenilor și a modalităților de transport alternativ, a.k.a. mijloace de transport în comun, biciclete, trotinete, whatever, și nu în jurul mașinilor. Hai să vedem! Valley in Paris. For the last 100 years, it's been one of the most important roads in the city. This is a picture from the 1990s of Rue de Rivoli in Paris. For the last 100 years, it's been one of the most important roads in the city because it's one of the few roads that cuts directly from east to west. But here's what that same road looks like today. Oh. What used to be six lanes for cars is now a cycling highway and a single lane for buses and taxis. Oh, ia uite ce urât e. Doamne, iartă-mă, dar uite cât de urât e. This is just one example of the dramatic transformations taking place across Paris. All across the city, streets that used to be choked with traffic and pollution have been converted into bike paths and protected lanes. Riverside highways have been converted to cafes, playgrounds, and even beaches. Uite cât de urât, uite ce urât și ce jenant. Îți vine să vomiți. Știi, și asta e, că de fiecare dată ne uităm la pozele azi, zicem, băi, iau-te, bă, ce frumos e la ăștia, dar cumva când vine vorba de a face aceleași schimbări și la noi, a.k.a. a renunța să stii curul în mașină zi lumină, nu zice nimeni să renunți la mașină, să ne înțelegem. Sunt atâția oameni care sunt dependenți de mașină real, da, adică care nu merg din drumul Taberei până la Unirii, da? Adică care sunt dependenți de mașină real, vin de la periferie, au căcaturi de transportat constant, dar majoritatea dintre noi nu suntem așa, să fim serioși. Și în momentul în care nu ești dispus să-ți mai lași un pic mașina ca să te deplasezi cu mijlocul de transport în comun, altfel putem să avem și noi așa, cândva. Nu o să avem mâine, dar poate avem poi mâine. Cine poate ști? Streets that used to be filled with parked cars are now full of trees and bike parking. So, what's going on in Paris? And what can cities around the world learn from this massive... Și a zis cineva, când m-am căcat pe mine de râs, că a zis cineva... În comentarii pe TikTok, asta mi-a plăcut cel mai mult, că vezi, doamne, în Europa de vest e așa frumos pentru că orașele lor au evoluat alături de parcul auto. Că cumva, vezi, doamne, orașele din afară au acomodat mașinile. Și gen cel mai funny căcat din lume, că aceste clădiri au gen 400 de ani. Efectiv, toate orașele din Europa de vest literalmente au de la 1000 de ani în sus, vechime, în jos. Cum adică noi am făcut oraș în jurul mașinilor? Noi din zi, care au fost orașele construite acum 70 de ani, noi am făcut mai mult în jurul mașinilor decât ei. Da, e drept, le-au făcut parcări subteroane pentru locatari la câteva dintre ele, deși în Paris nu e cazul, e mai degrabă în Spania, am văzut foarte multe, mă rog. Nu, tocmai, nu există atât de multe mașini, tocmai pentru că sunt foarte reglementate și nu merită financiar să ții mașină când ai atâtea opțiuni care să te deplasezi în orașele din Europa de vest și nu numai. Sunt exemple și în America de Sud, deci sunt exemple și în țări sărace. Nu e exclusiv că trebuie să fii trebuie să ai puterea economică, nu știu, de olandez, de francez ca să ai așa ceva.
Literalmente, e cel mai ieftin mod de a te deplasa oriunde bicicleta și cel mai sănătos. Project. For much of the last 50 years, Paris has been dominated by cars. But like most cities, this hasn't been the case for most of its history. As you can see in these pictures of Paris from the early 1900s, most streets were filled with pedestrians and the rare horse-drawn carriage, or Model T. But that changed after World War II, as French incomes grew and cars got really cheap. By the 1960s, more than half of French households had a car. But this quickly created a problem for cities like Paris. Roads were soon inundated with traffic. Ah, e literalmente București, ia te uită. In order to solve this problem, the government embarked on a huge project to build infrastructure for cars. They built highways around the city and along the Seine River. They built parking garages under historic buildings. And they laid concrete roads all throughout the city. But it wasn't long until this expansive project faced backlash. As the number of cars in the city grew, so did the amount of pollution in the air. Și ca să ne înțelegem apropo de exact ce descrie omul ăsta aici, fix ce descrie omul ăsta aici. Cu cât e mai multe decizii care să acomodeze mașini, parcări, drumuri largi, tot ce încurajează cumpăratul de mașini, duce la poluare nenorocită de tip smog, iată, lucru pe care îl vedem și în București, e evident, dacă tu uiți pe orice aplicație de aia de poluare, de whatever, duce la poluare nenorocită și duce la din ce în ce mai multe mașini. Cu cât faci ceva mai comod pentru oameni, cu atât oamenii o să dorească acea comoditate. Problema este că niciun oraș nu este destul de mare ca să acomodeze o mașină pe cap de locuitor. Și atunci te lovești cu problema care are acum Bucureștiul, că este în top 10, top 5 cele mai aglomerate orașe din lume ca timp pierdut în trafic, din punct de vedere al timpului pierdut în trafic. Cu cât faci mai multe chestii accesibile pentru mașini, cu atât o să-și cumpere lumea mai multe mașini. Asta este gluma aia constantă cu please man, one more lane. Știi, te rog, mai fă o bandă pe acest bulevard. Dacă mai faci o bandă, voi rezolva traficul. Și nu rezolvi traficul. Pentru că dacă mai faci o bandă, încurajezi mai mulți oameni să-și cumpere mașină. Sau să treacă în mașină. Pentru că le dai opțiuni. Și ajunge un oraș nenorocit de viață. Da, și asta este dovedit time and time again în Statele Unite ale Americii. E atât de evident. In the 90s, Paris had some of the worst air quality in the world. But it wasn't until recently that Paris really began to take back its streets from cars. By the early 2000s, political support for ditching cars in Paris began to grow. One of the first major efforts to reduce car dependency was the launch of a bike share service called Vélib. Există studii sau e teoria ta? Doamne, există toate studiile din lume în tot ce înseamnă Statele Unite ale Americii. Există studii în București. Adică studii, adică poți să vezi cu ochiul liber în București și da, există, e evident, e straight up evident, n-ai nevoie să zică, e efectiv, e cazul Bucureștiului. Cu cât s-a făcut mai multe facilități pentru mașini, cu atât au crescut numărul mașinilor. Și acum am ajuns de, sunt câte mașini sunt matriculate în București? Sunt 1,5 milioane de mașini matriculate în București la 2 milioane de locuitori. A very kind of standard bike share system as we understand it now, but at the time it was... By the early 2000s, political support for ditching cars in Paris began to grow. One of the first major efforts to reduce car dependency was the launch of a bike share service called Vélib. It's a very kind of standard bike share system as we understand it now, but at the time it was pretty revolutionary in terms of the expanse of the number of stations. That's Marcel, a researcher who's been studying bike infrastructure in Paris for the last 5 years. He told me that Vélib was one of the first key events in the story of the rise of biking in Paris. And so that was the kickstart, before really the infrastructure was in place, that was the kickstart to start getting more and more Parisians cycling. But when Vélib launched, there were very few bike lanes in Paris. Take a look at this map of bike lanes in Paris from 2009. At this point, there were just a dozen bike lanes in a city with more than 2 million people. But this too would soon change. In 2014, Parisians elected Anne Hidalgo, a socialist who promised to transform the city and make... Socialista care a făcut Parisul frumos și respirabil. Ba, am fost în Paris acum, vreo 4 ani
Și efectiv se vede, zi, am fost acum 4 ani și acum foarte recent, bă, ne, se vede, se simte. Și am mai fost și când eram mic de tot și arăta exact cum ați văzut în pozele alea. Bă, ne, se vede, se simte, e... Ce-i asta? Ah, da, apropo, da, apropo. Așa ca idee. Unde e dependență de mașină, va bine, Milano aici, like, whatever. Make it easier to get around without a car. And she has been a strident supporter and proponent of bicycling in the French capital. In order to accomplish this goal, Hidalgo and her team have used both carrots that encourage more biking, walking, and transit use, and sticks that discourage people from driving. So the most obvious carrot and what I study is the bike infrastructure. So Paris is rolling out protected intersections and roundabouts and separated paths. In 2015, Hidalgo announced 150 million euro investment in bike infrastructure. With that money, the city... Era atât de, scuze că tu pun pauză, era atât de... Când am fost în... Când am stat 3 luni în Hamburg, până era atât de caterincă că puteai să iei bicicletă de oriunde, deci nu trebuia să ai tu bicicletă, puteai să iei de la primărie. Luai bicicletă de oriunde, o lăsai pe oriunde, more or less, și te duceai oriunde cu bicicleta, strida pe oriunde. Bine, ești un oraș mai mic. Te duceai oriunde cu bicicleta. Te duceai să bei în club, te întorceai cu bicicleta acasă, more the bat, că n-avea ce se întâmple. Că dacă cădeai, cădeai pe asfalt, nu te călca nicio mașină, că-s benzi de biciclete mari, largi. Built 80 kilometers of new bike lanes, including a few bike highways, cutting through the capital. In addition to building new infrastructure, Paris has also given residents money to buy e-bikes. So those are some of the carrots. But one of the things that sets Mayor Hidalgo apart from some of her peers in other cities around the world... Care era taxa pentru bicicletă? Nu mai știu, dar era pura mea foarte accesibil, nu mai știu. Bike, Hamburg, caut. 12 euro pe zi sau 0.08 pe minut. Pare mult acum. Eu mai fi scump de atunci. Dar îți luai pe o lună, aia era combinația. Îți luai pe o lună și mergeai pe o lună. Da, uite, ăsta cred că l-aveam eu, da. 30 de minute moca. Da, ăsta era. 30 de minute moca și după aia 10 cenți pe minut. 15 euro pe zi. Da, 15 euro pe zi pentru bicicletă normală sau 24 de euro pe zi pentru bicicletă de aia cu care poți să cari. Da, asta era, pe ăsta l-aveam. Dădeai niște bani la început, nu mai știu cât. Dădeai niște bani la început. A, uite, 5 euro pe an. Dacă cred că asta e în primul an. Deci dădeai un căcat de bani la început și pe urmă aveai 30 de minute moca pe fiecare. Și n-aveai unde să te duci mai mult de 30 de minute. În Hamburg, cel puțin. ...world is the fact that she isn't afraid to pass policies that actually discourage driving. In 2016, Hidalgo closed a highway along the Seine and turned it into a bike path and pedestrian area. Then, a few years later, Hidalgo made another controversial move when she converted Rue de Rivoli, the road I mentioned earlier, into a bike path. In addition to closing roads, Hidalgo has also taken aim at the city's car parking. One of the big six has been the removal of... Păi, efectiv, sunt oameni aici care vor să-și ia bani, straight the fuck up. Foarte ieftin, 6 euro pe... Unde ai văzut 6 euro pe oră? In 2020, Hidalgo announced that she would remove a staggering 72% of the city's on-street parking to accommodate... Bă, a zis că până în 2024 vrea să șteargă 72% din locurile de parcare de pe stradă. 72%, 3 sferturi din locurile de parcare de pe stradă. Out! Cyclists. Marcel has documented much of this, showing street corners that used to be full of parked cars that now have bike parking and bike lanes. But many of the most dramatic changes to the city's infrastructure came from something that no one could have anticipated.
China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. COVID supercharged cycling in Paris for several reasons. One, there was the immediate kind of fear of transmission of COVID on transit. Paris has a really expansive transit system, but there's a fear around transit. And so the rates of people using bikes and scooters during those lockdowns skyrocketed. In order to accommodate all the new cycling traffic, Paris did something that few other cities did. They built pop-up bike lanes. Paris circumvented the standard construction process for bike lanes, which is cutting into the asphalt, laying down new blocks. They circumvented that in 2020 by just laying out staggered concrete blocks, and they really put up bike lanes overnight. Both the pop-up bike lanes and the more formal ones proved to be very popular. In the summer of 2020, Hidalgo won re-election. Este același căcat ca la mașini. Cu cât faci mai accesibil mersul cu transportul în comun și cu bicicletele, cu atât o să fie din ce în ce mai mulți oameni care își iau biciclete și care merg cu transportul în comun. Deci de asta ar trebui să luptăm cu toții pentru a avea piste cât mai multe de biciclete sau de transport alternativ, whatever, trotinete, whatever, I don't care. Este un bine pentru noi toți. Pentru că toată lumea vrea să meargă cu bicicletă. Tuturor ne place să merge cu bicicleta, more or less. Nu mergi cu bicicleta, mergi cu problema, mergi cu rolele, mergi cu ce vrei. Mergi cu ce vrei, asta e frumusețea. În aer. Te doare la banană. De ce credeți că și-au toți corporatiștii trotinete? Efectiv, corporatiștii sunt cel mai bun exemplu de cererea care, de cererea care există pentru piste de biciclete. Că sunt atâția trotinetiști corporatiști care cu siguranță în momentul în care le dai piste de biciclete o să meargă pe ele. Se fluidizează traficul, da? Mergi mai ușor cu mașina, mergi mai ușor cu mașina, cu cât sunt mai multe piste de biciclete, mergi mai ușor cu mașina dacă vrei să mergi cu mașina. Se fluidizează și transportul în comun. Ca să nu zic, pentru toți ăștia, deci așa tare mă enervează, îmi vine efectiv să le bat cu ei în tălpi. Toți aia care zic, Doamne, că autobuzele nu vin la timp. Da-mi pizda, măti, pentru că este traficul care este din cauza mașinilor. De-aia nu vin autobuzele la timp, că n-avem benzi speciale pentru autobuze și dacă avem, oricum intră mașinile pe ele. De-aia nu vine autobuzul la timp, din cauza ta, că stai cu curul în mașină. De-aia nu vine autobuzul la timp. During her campaign, she promised to continue taking back the streets from cars. The following year, she made good on that promise when she announced a 250 million euro investment in new bike infrastructure. As a part of that plan, the city set out to build 180 kilometers of separated bike lanes and triple the amount of bike parking in the city. And all of these changes seem to be working. Between 2020 and 2021, cycling traffic in Paris grew by 70%. Ca idee, în momentul în care iei măsuri, bicicliștii, traficul pe bicicletă a crescut cu 70% de la un an la altul. În momentul în care iei măsuri și încurajezi oamenii să facă ceva, oamenii o să facă acel ceva, pentru că au confortul să-l facă. Cu cât încurajezi mai mult mașinile, cu atât o să ai mai multe mașini și mai mult trafic. Bă, da, at this point, mi se pare că trebuie să fie efectiv bătut în cap să nu susții genul ăsta de schimbări în București, tocmai pentru că este traficul care este. Tu ca șofer, ar trebui să zici, da! Mai multe piste de biciclete ca să scap de ăștia din trafic, să pot să merg mai repede cu mașina. Eu vreau să rămân în mașină, nu vreau să mă despart de scodarul cotețar în care stau, eu nu vreau să mă despart. Dacă nu vrei să te desparți, ar trebui să lupți pentru mai multe piste de biciclete, ca ăla din mașină din fața ta să o ia cu bicicleta. Că sunt mulți care vor să meargă cu bicicleta, care stau în mașină acum. Percent. Since Paris started this broader project 2 decades ago. Aș vrea să-l văd pe Fire pe bicicletă când se va fluidiza traficul, când el are 28 de curse pe Bolt pe lună. În primul rând, crede-mă că am avut și dublu de număr de curse de Bolt pe lună. Odată. A doua oară, da, mi-ar dori foarte mult să merg doar cu bicicleta, 100%. 100%. Tu crezi că gen eu n-aș merge mai puțin cu Bolt sau cu orice altceva dacă aș avea bicicletă? Dacă aș putea să merg cu bicicleta prin București, așa că idee? Ce zici? Păreri? Ești foarte supărat că merg eu cu Boltul. Ok, understandable. Crezi că dacă aș putea să merg cu bicicleta, n-aș face-o? În loc cu Uber? Ce zici? Păreri? Da, men, da, normal. E ca argumentul anti-vegan. Dacă oamenii renunță la carne, tu poți să mănânci carne liniștit și sustenabil și de mai bună calitate, exact.
car ownership in the city has fallen from 60 to 35%. Cycling traffic in Paris grew by 70%. Since Paris started this broader project 2 decades ago, car ownership in the city has fallen from 60 to 35%. And all of this has helped Paris cut its carbon emissions by 20% over that same period. But that doesn't mean that Paris has achieved the status of biking utopia. Iar și așa, nu, doamne, o să le dau bani cu aia, să-mi bă pula. Stai că da, pot să vă dau bani. Stai că da, pot să vă dau bani. Bă, da, măcar ai bunul simț. Asta e un om care are cont de Twitch din 2013, în plan. Bă, cu aia, măcar ai bunul simț de a asculta discuția înainte să scrii ceva în chat. Auzi ce zice omul? Chiar și așa, nu e vorba despre tine sau mine, e vorba despre a avea opțiunea de a alege. Acum e moarte pe bicicletă. E omul efectiv, îl doare în pula de discuția noastră sau de ce zic eu. Omul are ceva de zis. Mi-a dat tag să-mi zică chestia asta. Eu zicând faptul că nu mi se pare că poți să mergi pe bicicletă fără să-ți râși viața în București. Și nu doar acum, 15 trilea de două ori am zis chestia asta. Dar m-a avut de zis chestia asta. Să mori să-mi vă dau bani! I went to Paris in 2021 and biked around the city, and I'll be honest, it was incredibly stressful. The city has a lot of work to do if it wants to rival biking capitals like Amsterdam or Copenhagen. But to urban planning experts like Marcel, that's part of what makes studying Paris so interesting. As I covered in a recent video, Dutch cities have been building bike infrastructure for decades. But Paris is trying to transform itself over a much shorter time frame. And the changes that are taking place, they're happening right this moment. Așa, ce propagandă să mai băgăm? Și ca să nu zic apropo de... Da, mă, asta e o tranziție normală. Stai așa că văzusem la ăsta. Văzusem la YouTuberul The Bike. Bună dimineața și bine. O să fie o grămadă de chestii interesante în coloană, mai presus de apă. Zi frumoasă, salut, salut. Pista de bicicletă, da? S-a făcut pista de biciclete care n-a fost delimitată de aia de mașini. Ia, mergi pe bicicletă cu aia. Ia, mergi pe bicicletă. Este încălcată complet de șoferii ăștia. Șoferii pe pista de biciclete. De ce? Pentru că este traficul prea mare. Pentru că e și doar la banană și pentru că astea trebuiau delimitate cu stâlpișori de aia care îți face accident dacă intri în ei. Care, pur și simplu, se cred mai bine de absolut orice și încalcă complet legea. La fel, problema la poliție, că nu le dă amenzi astora să-i usture, să se gândească, să nu se mai gândească vreodată să facă așa ceva. Stai liniște că mă descurc, dar știi ce aș aprecia cel mai tare, fără să te scurc. E unul aici care zice că îmi livrează mâncare pe bicicletă. Tu ca tu, mi-e o milă fantastică în pula mea de toți nepalezii filipinezii care livrează mâncare pe biciclete. Care nici nu știu, nu sunt obișnuiți cu traficul de la noi sau poate și cu unele semne de circulație și cu la. Da, aș aprecia să nu mergi pe pista de biciclete. Pentru că tu nu ești bicicletă. Știu. Era așa aici. Vremea asta, aiurea, n-am o problemă că pedalez pe frig, că eu cred că ar fi super tare și am scăpat de o grămadă de cotețe, cum e asta din stânga. Mașina asta... Și da, și asta cu cotețele. Cu pista de biciclete pe el. Astea n-ar trebui lăsate în oraș ca idee. Astea ar trebui lăsate la periferie, maximum. Eu cred că ar fi super tare și am scăpat de o grămadă de cotețe, cum e asta din stânga. Mașina asta care, dacă mă întrebați pe mine, nu are ce căuta pe... Bun, deci n-am de ce să mă plâng. Printre altele, mă bucur foarte tare. Ia, mergi pe pista de biciclete, ia. E regulă. Nu-i problemă, e regulă. Dar, din punctul meu, că nu se va întâmpla nimic. Opel Zafira 2002, cu aia el are voie doar la muzeu sau remat, da?
Bă, nu zice nimeni, ține-ți fraiată Opel Zafira, că suntem țară săracă până la urmă, nu poți să interzici. Dar nu o ții în București, pentru că ai alternative. Nu o ții în București. Sau dacă vrei să intri, dai 100 de lei pe zi și intri cu ea în București. Ca în Londra. Cum ar fi să existe programul Rabla să-ți poți lua bicicletă? Care pentru mașini, zici? Da, mă, e idee bună, așa, poate vă. Dar, sorry, man, come on, o bicicletă decentă e 1000 de lei, sorry, come on. O bicicletă decentă de oraș e 1000 de lei. O bicicletă decentă de oraș sunt două plinuri. Cu tot respectul, chiar își permite absolut oricine o bicicletă. Intri pe OLX. Carlita Bonita, mulțumesc de 5 euro. Am colegi care merg de dracu 41 acum că le-au schimbat. Da, am văzut. N-am prea mai avut drum încolo, dar am văzut că le-au înnoit pe toate. Dar încă sunt tramvaie antice în București, păcate. Dar transportul feroviar nu mai zic. Acolo cred că știe toată lumea ce problemă e cu CFR-ul, că ăla chiar ne trebuie tuturor. Adică avem în cap măcar că avem nevoie de CFR-ul. Eu cu bicicletă, eu am bicicletă. Eu mai ies cu bicicleta, mai ales acum când s-a mai încălzit. Problema cu bicicleta este faptul că este periculos în București. Mai ales dacă nu... Dacă nu ai coaiele lui ăsta să fii fericit că poți să mor la fiecare secundă. Eu nu le am, că eu nu vreau să mor călcat de mașină. Doar dacă vă uitați la contentul lui așa... pe diagonală sau la orice de ăsta de face vlog de pe bicicletă sau chiar și de pe scooter, de pe motocicletă, meni jale, adică te supui la moarte. Te supui la moarte. Ultima oară când am mers ca lumea cu bicicleta mai multe zile legate cu în toamna trecută, ieșeam pe stradă, era, știi, ești la două accidente pe zi. Cam asta era media. Și pe pistele de biciclete și pe tot. E media pe la două accidente pe zi, poți să le faci. Desigur, ține și de educație. Normal că trebuie să fie o perioadă de tranziție. De educația pietonilor și de educația șoferilor. E o perioadă de tranziție, normal, înțeleg. Dar eu nu vreau să mă supun la așa ceva. Și trotinetiștii care merg pe benzile de biciclete și sunt 15.000 de trotinetiști care la fel habar n-au să respecte bicicliștii. Este o nenorocire. Da, pe exact la fel sunt și eu. Mi-ar plăcea maxim să mă plimb cu bicicleta prin București, dar nu vreau să mor. Deci ce cu metrou și cu Bolt, da. Să zicem că suntem în 2035 și mai există doar mașini electrice și pe e-fuel. Ar mai fi o problemă în numărul mare al mașinilor atât timp cât avem infrastructura necesară? Păi n-ai rezolvat problema poluării. Ai mutat poluarea din oraș, asta se întâmplă. Dacă nu ai forme de energie regenerabilă, doar muți poluarea din oraș. Poluarea aia tot se întâmplă în altă parte, unde sare cărbun și alte... unde avem hidrocentrale de-astea vechi care poluează și așa mai departe. Tot ce fac mașinile electrice în momentul ăsta este să mute poluarea din oraș în altă parte, ca să ne înțelegem. Sau, desigur, în mine. Odată. A doua oară. Problema la mașini este spațiul pe care îl ocupă. Problema la mașini este spațiul pe care îl ocupă, care, după cum observi, nu avem destul spațiu în orașe. Poți să te uiți la toate cartierele dormitor. Toate cartierele dormitor, da, Drumul Taberei, Titan, Bercen, whatever, nu au fost făcute pentru de multe mașini. Problema este spațiu. Problema este spațiu, nu că nu sunt electrice. Mai departe. Uite, că întreba cineva dacă am eu studii despre dependența de mașini cu cât faci mai multe linii. Uite un video, nu știu despre ce e, dar bănesc despre asta. O să fie How Toronto got addicted to cars.
This video is sponsored by NordVPN. Yeah, I'm surprised too, because I've seen a lot... Z-Wave, poți să-mi trimit? Da, îmi trimitem pe mail, dar trimite și lui Zlăvog, că Zlăvog, la Zlăvog ai mai multe șanse să bage. A lot of NordVPN ads, it's called by people who don't live there. Toronto is the best city in Canada. Toronto is one of the top three best cities in Canada. It's the capital of Ontario and the largest city in the country. Today, Toronto is a bustling metropolis with over 2.7 million people and an incredible skyline, including famous landmarks such as the CN Tower and the Sky Dome. And it somehow has one of the best public transit systems in North America, too. But jokes aside, the Toronto streetcar system does have the highest ridership of any light rail system on the continent. Toronto is a decent city by North American standards, but it will never live up to its full potential because Toronto has a problem. It's addicted to cars. Foarte bazat canalul Not Just Bikes, recomand. Și îmi place că numele este ales perfect. Numele este ales absolut perfect, pentru că nu este doar despre biciclete. Despre toate formele de transport în comun sau nu, nu neapărat în comun, despre toate formele de transport care nu sunt mașini. Da, forma de transport poate să fie și pe picioare. Există modalități în care să faci arhitectură prietenoasă, urbanism prietenos pentru plimbat pe două picioare. Dacă ai un drum de 25 de minute și n-ai 15.000 de treceri de pietoni și intersecții la care durează semafoarele 2 ani pentru că sunt prea multe mașini, de multe ori poate o iei pe jos, că poate e frumos, poate ai un parc, poate whatever. Da? Deci nu este doar despre biciclete. Nu, bicicletele sunt soluția unică și ideală. Nu toți trebuie să mergem pe biciclete. Stați oameni care habar n-au să meargă pe biciclete. And that's fine. N-ar trebui să fie bicicletele singura soluție. Toronto was founded as York in the late 1700s and was designed to be the capital of the new province of Upper Canada. The city was later renamed to Toronto in 1834. Why'd they change it, I can't say. People just liked it better that way. The city evolved like pretty much every city at the time, centered around industry on the water. As rail technology improved, the city was built out along streetcar lines, with the first streetcar being built in 1861. Many of these streetcar suburbs are still some of the best neighborhoods in the city, and I made an earlier video about the one that we lived in called Riverdale. The 1920s really were peak urban planning for most of North America. The first train station in Toronto opened in 1858, which eventually transitioned to the current Union Station in 1927. And it's been under construction ever since. The point here is that this city was not built for cars. That is, until after the 1940s, when suburban development went crazy, which is the story of pretty much every city in North America. Just like in the US, the post-war period saw an explosion in car-dependent suburbs, the construction of massive freeways that cost nothing to use, and lots of other subsidies and incentives to get people into automobiles. This is where the addiction started. In order to make room for all those new cars, the streetcars had to go. Toronto has the largest historical streetcar network of any city in North America, but there were still lots of streetcar lines that were torn out, despite public backlash. For example, there used to be a streetcar along Parliament Street that was torn out in 1966. And on Mount Pleasant, a 1976 poll conducted by the local business... Și în legătură cu optimismul și pesimismul cu de tipul cine, Doamne iartă-mă, își va asuma vreodată așa ceva în București, băi, dacă te uiți acum 10 ani în București, we're better. We are better față de acum 10 ani, cu siguranță. Da? Măcar ai două piste de biciclete, ai niște trotuare puțin mai largi și renovarea de la de după metrou, de la drumul Taberei, au făcut bulevardul foarte drăguț. Suntem mai bine, suntem mai bine, dar nu cred că ne mișcăm destul de repede în direcția care trebuie. Pentru că mi se pare că tot stagnăm cu căcatul ăsta cu mașinile, încât că asta e, ajungi la un punct limită. Că de-aia ai nervi când ieși în trafic. De-aia faci spume că te învârți 2 ani ca să parchezi mașina. This association showed that 88% of their respondents wanted to keep the streetcar line. So of course, that had to go too. Noi vorbim aici de niște reforme, ce spui tu sunt plombe? Da, total de acord.
Nu cred că o să vină prea curând un politician la fel de ambițios ca doamna Hidalgo în Paris. Că na. Momentul în care ai oameni care ți-au morți în pulă că le zici că trebuie să plătească parcarea care e dată de la bunul Dumnezeu, e greu să vii cu reforme. Dar cine poate ști? E ține de noi să facem presiune. Mai mult de atâta n-avem ce să facem. The Toronto subway was also built shortly after the war, but one of the key motivations for creating it was a way to remove the streetcars to make more space for motor traffic. On the opening day of the Yonge subway line in 1954, the guy who was in charge of the TTC, the Toronto Transit Commission, was quoted as saying, "The Queen Street subway should be started at once, eliminating 80% of the remaining streetcar operation in the downtown area and freeing many main streets for one-way traffic." With friends like that, transit riders didn't need enemies. Another Toronto Star article later that year read, "The main purpose of that underground will be to lessen congestion on the streets. The subway can be justified as a central city traffic relief project." This makes it very clear that rapid transit in Toronto has never been for the convenience of the people who take transit. It has always been for the benefit of drivers. Okay, kind of boring. Holy fuck. Doamne Dumnezeule, ok, I wanna watch this. Org, au scăpat de tramvaie și de bănuiesc viitorul metrourilor tocmai în favoarea mașinilor. Desigur, tramvaiul și metroul fiind cele mai de departe, by far, cele mai eficiente metode de transport în comun. Nu se compare cu nimic altceva. Nocileta, mulțumesc de 5 gifted, sărut mâinile. Speaking of driving, in the 1950s, several neighborhoods were bulldozed to build the Gardiner Expressway, an urban highway right through the center of the city. For the other urban freeway, the Don Valley Parkway, traffic engineers didn't need to bulldoze many neighborhoods, but that's only because Hurricane Hazel took care of that for them in 1954. This reign of destruction to make the city car-friendly was really only stopped after significant public protest, which included that of famous author Jane Jacobs, who also fought urban freeway projects in New York as well. Conceptul de a avea autostradă prin mijlocul orașului, ceva mai diabolic pe lumea asta. Successfully stopped the development of the Spadina Expressway, a project mi se pare mensa să vă arăt, mi se pare absolut diabolic și distopic, cum e podul Basarab. Au făcut ăștia blocuri de locuințe, de vezi, bă, efectiv, zici că ești în America anilor 50 și in a very bad way. Stați așa să vă arăt. Deci podul Basarab. Sus. Du-mă sus! De ce m-ai dus jos? Era dracu de viață. Nu mă las să mă deplasez pe el. Putu-ți inima, mătii. Mă rog, sunt aceste blocuri de locuințe care dau gen fix le trece ăstora. De ce nu mă lași să mă deplasez, putu-ți grijania, mătii, sus? Vedeți tu? Bă, le trece ăstora mașina pe la geam, man. Până nu le trece mașina pe la geam, nu e posibil așa. Cum i-au lăsat pe ăștia să construiască aici? Bă, trece mașina pe la geam la etajul 4. 2, 3, cât e aici. Bă, nu e posibil, man. O nenorocire. O nenorocire. Pasajul curului. Ca să nu zic, știi, v-am mai zis o dată povestea, că e făcut la OHA... E făcut la OHA, așa că ăla din Istanbul, gen, cu pilonii ăștia. Pilonii ăștia sunt la OHA, nu susțin nimica. Gen, pilonii ăștia i-au făcut că arată frumos. Dar la OHA. Gen, n-aveai nevoie de ei. Că nu suspendă nimica. Uite pilonii pe care să sprijină, n-ai nevoie de asta. Sursa? Sursa, mă întrebi? Imediat îți dau sursa. Dă-mi voie să-ți dau sursa.
Care-i, mă, nene? Imediat îți dau sursa. Mă, că nu-mi dau seama care-i. Unde e cuie, mă? Ai, mai încoace. Sursa? Exact același pod? Fără niciodată de susținere? Identic? Identic același pod fără niciodată de susținere? Iată sursa. Este efectiv identic. Este exact același pod. Dar se știe, man, adică e... S-a vorbit foarte mult atunci când l-au finalizat fix despre chestia asta, că când l-au făcut așa doar ca să arate bine și să mai spele niște bani, desigur, să mai tragă niște bani, și că a fost boala lui Oprescu. A fost boala lui Oprescu să-l facă să arate frumos. Dar, adică poți să dai și tu seama că nefiind peste apă sau peste ceva unde să fie în dificultate, n-ai ce susține asta exact dacă ai aici pilonii deja. E vorba de deschiderea podului, nu sunt degeaba. Bine, am citit în 5 minute că sunt degeaba mostly. That would have absolutely destroyed the urban fabric of the city. Jacobs was quoted as saying, "Toronto will commit suicide if it plunges the Spadina Expressway into its heart. Our planners are 19th century men with a naive faith." Da, să nu mai zicem da, ăla de la Ciurel. Ăla de la Ciurel, stați așa să vedeți aici pasaj, frățioare. Doar de sus se vede minunăția de aici. S-a făcut pentru mașini. Avem nevoie de multe mașini. Fiți atenți la asta. Stați așa. Deci ăsta e pasajul Ciurel, da? Stați să urcăm pe el. De ce nu ia comenzi? Eu dau click undeva, mă duc în altă parte. Firea aia măta, recu. Așa, urcăm pe el, da? Urcăm, mă rog, mergem pe contrasens, dar nu contează. Deci tu vii de aici, da? Vii de pe pasaj, de pe pod. S-a terminat drumul cu aia. Nu l-au mai gândit încoace, s-a terminat drumul. Nu l-au mai gândit și încoace și s-a terminat drumul. Dar acum, asta e recentă, dacă te duci puțin mai... n-are cum să... În 2020, să zic, când l-au finalizat, nu mai știu exact când l-au finalizat, era câmp, acum au asfaltat, dar era câmp aici, men. Mă rog. Da. Era efectiv să bloca în... Ia, du-te. Ia, merge. Mergi mai departe, uite. Ia, uite, ieșirea de pe pod. Ia, merge. Ceva... Da, desigur, tăblița de pe podul Basarab, început de Băsescu, finalizat de Oprescu, să nu uităm, desigur. In an obsolete technology. In an age of software, metro planners treat people like hardware. They haven't the faintest interest in the value of neighborhoods or community. Their failure to learn from the mistakes of American cities will be ours too. And that was 100% absolutely correct in every way. But while the destruction slowed, a lot of the boală. Damage had already been done. What was once a beautiful walkable city connected to streetcar suburbs had become a wasteland of office buildings and surface parking. Băi! Parcări cu aia. Parcări în mijlocul orașului, iau-te. Parcări, doamne, ce tare, cu multe parcări. But hey, it was easy to find parking, right? I'm old enough to remember the Toronto of the 1980s. It was a place you drove to, did what you needed to do, and drove home. And all of those post-war suburbs still exist today as a yellow belt of neighborhoods zoned exclusively for single. Okay, e prea lung și puțin cam boring acest video, dar cred că pe ăsta l-am văzut și eu. You're on your way to work, driving, enjoying the freedom and flexibility your car provides you. But then, bam, traffic jam. You inch forward on a congested four-lane road for a good 20 minutes, thinking about how the problem of traffic could be solved. Well, of course, by adding more lanes. If the road is full, you widen the road. Simple, common sense.
The city leadership agrees. The road is widened to 6 lanes, and for a few weeks or months, traffic flows better, but then, bam, traffic jam again. The road is widened again, this time to 8 lanes, and for a few weeks or months, traffic flows better, but then, bam, traffic jam yet again. What on earth is going on? How come the road always fills up regardless of how many lanes we add? This phenomenon is called induced demand, first observed in the US in the 1930s, and our politicians have been pretending it doesn't exist ever since. Let's take this 4-lane road connecting the suburb with the city center. People in that suburb can either take the bike, the train, or the bus to the city, or they can drive. And many do, thus the road is clogged. The slowness of car traffic motivates people to seek alternatives though, like the bike, the bus, or the train. Once the road is widened to 8 lanes, people find that driving is faster now, and people keep switching to their cars to take advantage of this until the road fills up again and car traffic becomes slow and the vicious cycle starts anew. Okay, so why don't you try building so much road capacity that it will never be full? Wouldn't that solve traffic? No. Especially around large cities, there simply isn't enough physical space to build enough lanes to accommodate every potential driver. For example, the KT freeway in Texas widened to now 26 lanes still. 26 de benzi. 26 de benzi. Tot există traffic jams. 26 de benzi. It gets clogged up. We will not solve traffic by widening roads, just like we won't solve obesity by loosening our belts. By widening the road, instead of solving traffic, you only get to choose how many lanes of traffic jam you want. So what is the solution to traffic? Easy. Turns out induced demand also works in reverse. The less capacity a road has, the more people opt for alternatives. If lane reductions are coupled with investments into bike lanes and public transit, bam! Suddenly, traffic gets a lot less severe. Less being late from work, less finite life wasted standing bumper to bumper, less noise, less pollution, and safer adjacent streets for children and pets. Take a look at this iconic picture of the Katy Freeway. Assuming an average US car occupancy of 1.5 per vehicle, every single person in this picture would fit inside two of these Stadler double-decker commuter trains. I know, because I counted. Now tell me, as a taxpayer, would you rather pay for the maintenance of a 2-track rail line or 26 lanes of road? Answers on a postcard. Especially if you're watching this from the US, next time someone tells you public transit is communism or something, remember, as a European taxpayer, I pay for this. As an American taxpayer, you pay for this. As the saying goes, a developed country is not where everyone drives a car. It's where nobody needs a car to get around. Foarte bun acest citat. Foarte bun acest citat. Ideea e tocmai să n-ai nevoie de mașină ca să poți să te deplasezi oriunde. Nu să avem cu toții mașină. Da, fără, dacă trenul nu treci pe la Mac Drive sau Starbucks Drive. Wow, dacă ai avea alte opțiuni pentru a-ți comanda Mac sau Starbucks, ar fi o nebunie mare. Alte hot takes? Și ca să nu zic că știi că mai e asta cu domne, dar ce faci când plouă? Ce faci când se face, când e frig? Ce faci când nu știu ce? Oamenii sunt foarte adaptabili. Oamenii sunt foarte adaptabili. Dacă vrei să știți ce faci când e frig, poți să te uiți în absolut orice țară din nord în care oamenii merg pe bicicletă în draci și pe frig. Nu vrei să mergi pe bicicletă pe frig? Nu e nicio problemă. Stai cu curul în metrou, în tramvai, în autobuz și așa mai departe. Dar în momentul în care biciclezi, te încălzești și n-ai nici pădrecu. De-aia merg toți în Copenhaga, în Oslo, în whatever. Merg pe bicicletă în draci și n-au nici pădrecu. Pui o geacă pe tine și o iei la goană. Mare căcat. Also, nu vrei să te duci la muncă în costum. Știi că mai sunt și astea, doamne, transpiri, vara, nu știu ce, te duci la muncă în costum, te caci în sus, nu n-ai voie să ai un strop de transpirație pe tine, bicicletă electrică. Au devenit foarte accesibile, iei și dai la bicicletă electrică. Unde doar dai, știi, dai la pedale foarte relaxat, cât să nu transpiri, și te duce bicicleta electrică mai departe. Dacă nu vrei să faci cine știe ce efort. Da, la deal, la... Cât mai costă una? Păi am văzut la ăsta, la Bucharest Bike Traffic, că prezenta una de la magazinul lui, era 1800 de lei. O de-aia mică, pliabilă. Ce 80K, men? 80K mii de lei? Găsești mult mai ieftin. Eu am văzut eu la 4.000 de lei, la 3.000 de lei, de alea mari ca lume.
Da, pe care poți să o bagi și în metrou, exact. Elu din București, cartierul Bercea. E, mai sunt așa... Mai sunt locuri în care urci, dar nimic ca cine știe ce. Măcar să-și ia lumea o bicicletă convențională și după visăm și la electrice. Păi nu, adică asta încerc să zic, că chiar dacă nu vreau o bicicletă convențională, că, nu știu, trebuie să fii în costum la muncă, lucruri pe care le înțeleg, dar nu e nicio problemă. Uite, variant. Adică pentru toate aceste probleme inventate, că mereu apar astea. Domne, transpir, domne, aia, domne, aia, pentru toate aceste probleme există o soluție în transportul alternativ. Doamne, cineva... Ok, trolezi. Ok, bine, credeam că vorbea pe bune. Cineva a zis, și dacă se oprește bicicleta electrică, împingi la ea ca nebunul. Credeam că cineva efectiv a zis, și ce faci dacă rămâi fără baterie la bicicleta electrică? Am și eu o întrebare, dacă merg la Lidl și am două plase pline, cum fac cu cumpărăturile, drag prieten? Ce mă bucur că m-ai întrebat, fii atent. Chiar de la același canal de mai devreme, nici nu trebuie să ies de pe el. Fii atent, ai de transportat mobilă, ai de transportat copii, ai de transportat cumpărături imense de la Lidl, ții 4 baxuri de apă, ai toate astea de transportat. Presupunem că nu vrei să folosești aplicațiile de delivery de la supermarketuri, da? Nu vrei să le folosești, le urăști, vrei să le iei tu cu mâna ta ca bunica mea, să pui tu mâna, să atingi tu. Ia fii atent. Transporting children abroad. We had been This is a type of bicycle known in the Netherlands as a bakfiets, literally a box bike or bin bike. In English, these are usually just called cargo bikes, but ce that zici? Word can apply to many different types of ia bicycles. So ia uite câte sunt. Usually just called cargo bikes, but that word can apply to many different types. Ca să nu-ți zic, dacă vrei să-ți faci cumpărături de la Lidl care nu implică apă și astea, îți e mor de nenaf un coș obișnuit de bicicletă și un ghiozdan în spate. Dar dacă vrei să cari, se poate să cari. Oamenii care n-au mașină în țările gen Olanda, Belgia și așa mai departe, care au doar bicicletă, folosesc astea ca să care mobile de la Ikea, literalmente. So, I prefer to use the Dutch word. This bakfiets became our car in Toronto, and we used it for everything. We even took it with us when we moved to Amsterdam in 2018, so we were probably some of the... N-o să-ți vină să crezi, iată o soluție pentru dumneavoastră. Băi, s-au inventat toate aplicațiile posibile și toate modalitățile de a comanda chestii grele acasă. Efectiv, poți să comanzi absolut orice acasă. Îți comanzi 4 baxuri de apă odată și ești gata pe jumătate de lună. Sau și mai simplu, iată, băi, mereu sunt soluții. Tu trebuie doar să mă întrebi, eu stai aici ca să te ofer soluții. Fii atent, că asta e problema, că ai de cărea baxuri de apă, asta e problema. Fii atent, soluție. Stai că eu sunt omul soluțiilor, orice ca să renunțăm la mașină pentru dumneavoastră. Ia, fii atent la asta. Fii atent la nebunia asta. Check out this craziness. Filtru apă potabilă Aquapur 3M, 4000 de litri, carbon block argintat, cărbune activ, bacteriostatic, 4000 de litri capacitate și cu purificator. 430 de lei. Ia și fă calculul că ești mai ieftin decât să cumperi peturi în fiecare zi. Eu nu fac asta încă, dacă nu-mi refac bucătăria o să-mi pun de asta. Ia, uite o soluție ca să nu mai cari baxuri cu apă. Poate nu-ți place la Brita. Nici nu-ți fac Brita. Eu găsesc soluții. Orice problemă aveți, eu găsesc soluții pentru dumneavoastră. Fac naveta 2-3 zile pe săptămână cu mașina din Ilfov până în militari. Sunt parcările cu plate dintr-un cartier goale și nu mă lasă să-mi fac abonament că nu sunt rezident. Am noroc cu metrou militar că te lasă să parchezi. Cu metrou militar, magazinul. Că te lasă să parchezi în parcarea lor să poți lua metroul liniștit până la muncă. Ah.
Am eu nevoie de o soluție. Cum îmi fac gagică dacă n-am mașină să o plimb prin tot orașul? Dar poți să o plimb prin tot orașul. Și dacă ești șmecher, vrei să flexezi pe gagică ta, cu banii de pe un cazan la care plătești în draci de ți se face rău, la banii de pe un cazan, e te chemi un ăsta. Chemi un black cab. Cu șoferul la costum, mai înțeles? Și o duci pe gagică ta cu șoferul la costum, cu o respecție. O duci cu șoferul la costum cu climă bizonică. Da? O duci de 5 ori pe lună, decât să ții cazanul de 3000 de euro. Cineva întreabă, bă, stai, scuze, Sabina. Cineva întreabă, și când e furtuna afară de rupe cu vânt puternic, ok, asta este o problemă foarte bine ridicată. Te-ai gândit să nu faci cumpărături când e furtuna afară de rupe? Băi, ăștia scriu fără să gândească, coaie. Să uită omul pe geam, este tornad afară. Mă voi duce să fac cumpărăturile la Lidl. Băi, efectiv, coaie, scrieți fără să gândiți, man. Ce faci cu cumpărăturile dacă e furtună cu vânt puternic? Nu știu, te duci a doua zi la cumpărături? Doar ca idee, nu știu. E cod roșu, hai la Lidl fără mașină. Alo, te ia când ești deja la magazin, că vine și vremea aiurea. Ok, te ia când ești deja la magazin. Oare ce putem să facem în situația asta? Hai să ne gândim împreună. Hai să facem un exercițiu de imaginație împreună. Ce poți să faci? Ești la magazin, plouă cu grindină sau cu atât. Ce poți să faci în situația aia? Știu, oare dacă există gen soluții, mă tot gândesc. Că dacă zici că te ia dintr-o dată, atunci e o ploaie de vară care oricum se oprește, dar hai să zicem că nu e o ploaie de vară. Nu știu, gen, poate poți să chemi un taxi? Ce zici? Ce zici dacă chemi gen un Bolt la Lidl să te ducă înapoi acasă ca să nu te uzi? Părere! Ce zici? Ce zici de chestia asta? Cum ți se pare ca soluție? Și lași bicicleta la magazin? S-a venit și cu bicicleta acum. S-a venit și cu bicicleta. Așa să se oprească, men. Legi bicicleta înăuntru la magazin? Nu știu, stătea soluții. De ce vă place să găsiți cele mai niște probleme? Chiar crezi că o să dormi în Lidl? Asta este... Chiar crezi că o să dormi în Lidl? Bă, dar și dacă pleci acasă pe furtună? Ce pățești, mă, frățioare? Te-ai udat, așa este. Ce pățești? Telefon, orice telefon rezistă la niște umiditate, la niște apă pe el. Ce pățești, frățioare? Că îl ții în buzunar, îl bagi la pulă. Bagi la pulă telefonul, ce pățești exact dacă te uzi? Hai, se întâmplă, te-a prins. De câte ori pe an te prinde ploaia neașteptată, torențială, uragan, în mijlocul Lidl cu bicicleta? De câte ori zice că se întâmplă asta pe an? De două ori? O dată? Bă, te uzi, coaie, cam ce se întâmplă dacă te uzi? N-ai sârmă să spui rufele la uscat? Îmi plătești tu medicalul? Uite un prost care crede că de la ploaie răcește, dacă e ud răcește. Asta e un boud ăla de a zis, mă, ăsta nu ieși cu părul ud afară că răcești. El a pus botul la 30 de ani. El la 30 de ani încă crede că răcește de la părul ud. Dacă te transformi în sirenă, ok. Cu aia glumesc, foarte bună gluma, în contextul în care stați aproși care întreabă cum te duci la Lidl dacă plouă. Nu știu, alte probleme? Nu mai ziceți. Mai ziceți că rezolvăm probleme constant. Să nu se ude. Am nevoie de umbrela de tablă cu emblema Opel ca să pot să mă deplasez. Doamne, să nu ne udăm. Vai de mine și de mine. Se întâmplă odată pe an să mă ud de la ploaie. Vai, nu știu cum o să supraviețuiesc, Doamne Dumnezeule mare. Ziceți că avem soluții în continuu. Unde parchez bicicleta electrică? La mine... Vezi că poți să iei bateria la bicicleta electrică dacă vrei să minimizezi dauna furtului. Also, îți place foarte tare să mergi la Lidl? Vrei foarte tare să mergi la Lidl-ul tău cu bicicleta?
Scandal la Lidl! Scandal la Lidl! Instagram, Facebook, Google Reviews, ăla, managerul de magazin, scandal, 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 puneți-mi de ăsta de biciclete. Vreau de ăla de biciclete în fața la Lidl, ăla, cum îi zice, să-ți legi bicicleta. Scandal, 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 că e Lidl-ul tău din comunitatea ta, ai nevoie. Știu că este deja, poate nu este undeva sau poate pula mea, nu știu. Scandal! Să-ți facă! Rastel așa. Și dacă te duci la orice magazin, dacă scandal să-ți facă, că e un căcat, costă 20 de lei. Glumesc, costă un căcat de bani să facă așa ceva. Altceva, la școală, la fel, la liceu, la tine, la muncă. Literalmente e un căcat de bani, o bucată de fier dobați în ciment. E literalmente un căcat de bani. Ziceți, ce probleme mai aveți? Vă rezolv, eu mie place să vă rezolv. Dacă vine asteroidul când îmi iau o canapea din H&M. Ce faci dacă ai o zi de păr bună și nu vrei să strici freza cu casca de bicicletă? E, cu asta nu mai poți să mai ajut. Faci și tu freza când ajungi la birou, mai căcat. Bă, dă-te de cu ce au inventat ăștia. Au nebunit ăștia. Cum mai agăzi licențe cu bicicleta? Da, efectiv asta este problema, de fapt. Că nu mai poți să mai flexezi cu cazanul. Ce faci dacă vrei să asculti maneaua la maxim când te întorci de la Lidl? Ai auzit de conceptul de căști? Ai auzit de conceptul de căști? Riști puțin să stai cu ambele căști în urechi în timp ce pedalezi. Dar ai auzit de... Dacă chiar vrei, se poate. Dacă chiar vrei să asculți manele la maximum pe bicicletă, se poate, nu e o tragedie. Dar i-ați văzut pe toți ea de să plimbă cu bicicleta, cu boxa JBL de ascultător caracterul când se plimbă cu bicicleta? Dacă vrei, o soluție există, crede-mă. Crede-mă că o soluție există. Cu ce pleci de la casa de la țară plin de sacoșe? Cu măta plec. Plec cu măta și nu mai aduc înapoi. Ia caută să vezi la bogătani cât se plimbă cu avioanele și ce polori fac ăia. A, e bine că eu am zis că bogătanii nu fac asta. E un argument foarte bun pentru că eu am zis că bogații nu se plimbă prea mult cu avioanele. Tu ai argumente foarte bune, e același om de mai devreme. Tu ai argumente constante foarte bune. Eu am zis, păi, bogătanii se plimbă non-stop cu avioanele private. Și tu m-ai contrazis foarte bine, bravo. Ezra, îți bați capul prea tare? Nu, efectiv o fac de-al dracu, numai ca să văd ce argumente stupide, îmi place foarte mult să evidențiez cât de stupide sunt argumentele astea, adică, don't get me wrong, și mie îmi vin multe argumente stupide ca să scuz comportamente stupide pe care le am. Toată lumea face chestia asta. Îmi place doar să le zicem pe gură. Să auzim pe gură problema faptului că începe să plouă când ești la Lidl și n-ai mașină. Ce poți să faci? N-ai ce să faci. Eu care n-am avut mașină toată viața mea și uite, băi, nu știu, sunt întreg, sunt, nu știu, nu sunt ud de la ploaie, nu știu cum am reușit toată viața fără mașină. Și am cărat de la Lidl. Am cărat de la Lidl, că am Lidl-ul departe de apartament. Eu am cărat de la Lidl. Mergeam la Lidl-ul ăla de la Bulevardul Timișoara. Ăla de la plață. Căra băiatul. Că luam, îmi plăcea să iau multă înghețată, de-aia nu mai vine cum se numește, de-aia cu straciatela albastră. Da, desigur, normal, sunt și pelerinile alea care încap în buzunar,
pelerine de ploaie care e în cap în buzunar pe care poți să le ții literalmente la tine constant sau o agățezi de bicicletă. Ia uite fioroasa asta. Ia uite ce biclă obraznică. Asta e cât o mașină morții ei. Da, realizez, da, că deep down știu și ei, dar pur și simplu au devenit dependenți și caută motive care să justifice căcatul ăsta ca să nu se simtă ei oameni răi. Total de acord. Total de acord. De asta zic că nu cred că ești un om rău dacă mergi cu mașina. Niciodată n-am zis chestia asta și niciodată nu o să zic chestia asta. A, că fac mișto de aia de vor să parcheze pe trotuar și pe spațiu verde, să mă sugă de pulă, nu vă spărați. Aia de luptă pentru dreptul lor să parcheze, să nu poată să treacă mamele cu căruțul. Aia poate să mă ia de carici. Dar orașele unde nu sunt mijloace de transport în comun, ok. Faimoasele orașe fără mijloace de transport în comun. Câteva scandal la primărie. Fă greva foamei la primărie, să spună autobuz. Nu am voie să car mai mult de 3 kg, problemă medicală. Iei la muie! Iei la muie, car de acum... De acum doar 20 de chile cari. Cari 20 de chile pe zi ca să-ți rezolvi problema medicală. Fă-ți prieteni care să-ți care bagajele. Fă-ți prieteni. Nu, glumesc. Îmi pare rău pentru problema ta medicală. Glumești? Se pare că am o problemă cu oamenii cu probleme medicale care nu poate să care? Normal, tu știi că eu n-am o problemă cu oamenii ăștia. Dar te-ai simțit. Ai zis, ia să-i zic eu la acest băiat că am eu o condiție medicală care nu mă lasă car 3 kg. Oamenii în scaun, cu, în scaun rulant, adio, îi aruncăm de pe bloc, de mâine mergem doar pe jos. Efectiv așa sunați, men, să-mi bapula. Efectiv așa sunați. Ambulanțe, tăiat că sunt mașini. De acum vine pompierul să stingă, vine pompierul să stingă incendiu pe bicicletă. Adio, mașini. Așa sunați, strigă, așa sunați. Asta, acest mecanism de apărare în care, știi, o iei personal. Eu zic, hai să facem mai multe piste de biciclete și hai să facem mai accesibil să nu mai trebuiască să iei mașina de colo-colo. Și o iei, cineva trebuie să o ia personal, știi? Nu-mi interzici cu mie! Nu-mi interzici! Ok, gen, nu ți-ai interzis nimeni, nimica. Nu-mi interzici! Efectiv, așa-mi imaginez că este orice discuție. E dreptul meu să conduc! Ok, n-am zis altceva. Efectiv, așa sună orice discuție de genul ăsta. Da, am o problemă super specifică cu care se confruntă 0,01% din populație și tu nu o înțelegi, Silviu. Tu vrei să interziști toate mașinile din lume. Cu banii de pe carabinierele alea și lua un BMW. Carabine, cred că se zice. Da, again, sunt toate adică în toate orașele țării există măcar o aplicație care îți livrează cumpărăturile la ușă. Nu înțeleg unde este complicăciunea aceasta cu căratul, cu nu știu, n-aveți telefoane? Nu știi să intrați pe www.bringo.ro sau www.ce căcat aplicație aveți la voi în oraș? Gen, unde e toată această dificultate cu cărat? Eu n-am mai fost la cumpărat de chestii serioase de când a apărut Bringo prima oară, că ei au fost primii. De unde e toată dificultatea asta constantă? Pentru o taxă care te scutește de timp? Dar ăla cât îți cere la Bringo? Nu știu cât îți cere, 20 de lei, cât îți cere, 30 de lei? 30 de lei care te scutește de 2-3 ore de stat prin magazin, plimbat, cărat și așa mai departe. Mai arăși și tu bacșiș 10 lei că ești băiat? Eu înțeleg că măta trebuie să pună mâna pe roșie. Dar tu trebuie să pui mâna pe roșie? Nu trebuie să pui mâna pe roșie. Adică nu înțeleg de unde... Adică chiar este... Pula mea, e
îți economisește 2-3 ore din viața cei 30 de lei, care din punctul meu de vedere merită pentru absolut oricine. Da, la Taz e gratis dacă ai Genius, da. Mie îmi place să vânez oferte, trebuie să merg în magazin. Păi, poate nu e pentru tine, atunci și tu te în magazin. Dar să nu vii să te plângi că nu există opțiuni. Știu că nu tu, dar așa în general. E o plăcere și să faci cumpărături Fire, tu vrei să ne iei toate plăcerile vieții, să-mi bunica mea, străda bunica mea. Bunica mea care abia se mai mișcă, străda pe abia se mai mișcă de anchilozată ce e, și ea se duce la cumpărături, zic, băi, dude, bă, nene, lasă-mă să-ți comand, mă, frățioare, te rog eu frumos, îți vine ăla la ușă, îți zice să rămână, îți lasă, ți le bagă în casă, te rog eu, lasă-mă să-ți comand, fă mie lista cu cei nu. Nu, trebuie să meargă să care căruciorul la... Ea mișcându-se literalmente face gen 100 de metri în 10 minute. Ea trebuie să meargă, trebuie să vadă. Trebuie să pună mâna pe roșii. Da, efectiv, bunica mea poate să meargă pe jos să facă cumpărături, deși abia merge, ea închilozată pe toate părțile, dar nu poate Slobos Slobozovici 49 din chat. Da, actually, în Brăila nu există Bringo. Da, zice Valin foarte bine. E ok, poate nu există Bringo în Brăila, dar nu e de pare că Silvi zice că această tranziție trebuie să se întâmple peste noapte. Totul e gradual și soluțiile apar în timp. Ce bine că mă trezesc eu cu cancer pulmonar, că vrei Ionut să meargă cu mașina la sală, da. Mâine se renunță la mașină, așa a zis Fire. Fire a zis că de mâine se interzic mașinile. Pune și tu o vorbă la Lidl să facă livrări, bă, sincer, mi-aș dori super mult. Eu de-aia ajung rar în Lidl, că n-au livrare. Și adică efectiv e, uite, iată, o dată de confort, adică nu merită, mă, nene, să ieși, să te duci, să stai o oră jumate, să iei, să cari, să la când poți să iei de pe aplicație, la să economisești și timp. M-a întrebat cineva mai devreme ce mașină mi-aș lua dacă aș lua mașină Smart 100%. Smart 100%, am nevoie să mă duc la undeva unde, nu știu, poate n-am acces cu trenul sau trecu, știe, trebuie să mă duc undeva să car la țară, să whatever, iei frumos și închiriez mașină. Că ai aceste nevoi odată maximum de 2 ori pe an, iei frumos și închiriez mașină, mai căcat, închiriez un Logan și cari. Smart Deathwish. Ah, da, una dintre cele mai safe mașini din oraș, da, e Deathwish. Auto. Caute bestia. Bă, da, nu înțeleg de unde este mitul ăsta că smarturile nu sunt safe, când literalmente sunt cele mai safe mașini. Că nu te duci pe autostradă, te duci în oraș. La o numai de-astea vechi. Literalmente n-ai nici pe dracu la 64 de km la oră. Teoretic la 60 la oră, dacă te lovești de un bloc de ciment, probabil o să mor de la impact. Dar n-are nici pe dracu. E literalmente de cele mai safe mașini, nu știu despre ce vorbiți. Adică nu înțeleg de unde aveți ideea asta de gen, nu știu. Și 64 la oră. Și 64 la oră. Nu are nici pe dracu, efectiv. Nu e adevărat, chiar aberezi. Hai să vedem.
Unde e cu găsesc căcaturile alea de la ei în cap? Dar acum cu ce îmi compari? Cu SUV-uri? Cu asta îmi compari? Îmi compari cu SUV de 2 metri? Lățime, lungime? 2 metri, 3 metri jumate. Efectiv găsesc numai la de-astea vechi, găsesc la modele din 2008-2009, care și alea zice că super safe. The new smart number one happens to be surprisingly safe. Asta e un nou smart? Asta este un nou smart? Au scos smart nou? Ia vezi cum e. 5 stele. Full 5 star safety rating. Deci, cum exact, cum ai zis că e? Adică mănâncă cat? Parcă? Că nu mai țin minte. Acum, dacă îmi compari cu un SUV Volvo la 65 de km la oră, da, evident că probabil ești mai safe într-un Volvo. Mă refer la mașini de oraș, la mașini normale, la comparație cu un Logan sau cu un Opel Astra. Full 5 star safety rating la astea noi. Dar și alea vechi sunt... Real life safety. This philosophy applies to all Mercedes-Benz and smart vehicles. The main focus in their car-to-car crash tests is the compatibility of vehicles of different sizes and weights. Smart versus S-Class. Ok, bine, poate m-am exprimat greșit, că este printre cele mai safe mașini. Mă refer doar că este foarte safe în comparație cu, nu știu, Dacia Spring, Logan și așa mai departe. Normal că cu cât este mai mare mașina, cu atât ești mai protejat, că are ce să se turtească. Dar tocmai asta ți arătam, că n-ai nici pe dracu la accidente ușoare de oraș, că nu ești cu ea pe autostradă. Te bușești în oraș, nu pe autostradă. N-ai unde să te bușești în oraș cu 64 de km la oră, sorry. Sau ai 3 locuri. Looks pretty much like David versus Goliath. Ia, versus S-Class, ia. And they will collide to demonstrate their high safety standards. Amy Claire, bună seara! Facem propaganda anti-mașini, bine ați venit! Thanks to its tritium cell, the smart's passenger compartment remains intact. A hard shell protects the soft core. At Daimler, safety is no matter of size. Asta e propaganda de la Daimler. Forces on the occupants were significantly lower than the biomechanical limits. Test passed. Once again. Deci uite-te și tu că n-are, efectiv, s-a oprit în bara de metal. Nu e nimic aturtit după bara de metal. Uite-te și tu că n-are nimic ușa. Tu vezi că n-are nimic ușa? A ieșit doar puțin din țâțâni? Again, unde ești cu acest smart de te bușești la 100 la oră? Unde ești exact cu acest smart? E mașină de oraș, mă nene. Nu ești cu ea pe autostradă. Deși poți să ieși cu ea pe autostradă, dar nu ești cu ea pe autostradă. Cineva îmi zice 50 de km la oră tu plus 50 de km la oră prostul care intră în tine e impactul de 100 de km la oră. Okay. Mulțumim. Bine, m-am exprimat greșit că este printre cele mai safe. Încercam doar să zic că e safe pentru că știam că a luat în fiecare an de când a apărut, că atunci când a apărut, asta a și fost o mare parte din marketingul lor, că este extrem de safe, că a rupt la ei în cap. Nu, las că o să merg cu ăla, cu Ford Camaro, cu pula mea, pe București. Să merg cu de la, cu Truck prin București. Ca să nu mor. Dar nu mai bine gen nu mergi cu mașina? That is actually fake though. Ok. Înseamnă că mint ăștia la ei în cap. Am înțeles. Bănuiesc că știe mai bine un chatter decât ăia care testează mașini pentru siguranță. Ok.
Da, ne luăm Hammock H2 ca să mergem prin oraș. Nu zicea de încap, zicea de adăugatul vitezelor. Păi da, impactul e la 50 de km la oră, dar nu se adună cumva la, la G-ul de lovire, la, nu știu, morții măsi. Nu mă băgați pe real! Nu mă băgați pe real! Da, men, oamenii efectiv zic, știi că dacă te lovești cu altă mașină ești în pericol să mori? Ah, ok, damn! That's crazy, though. Nu se adună că ai două mașini care se deformează? Aha. Se poate și un test de crash cu biciclete? Uite aici ce pățești dacă intri într-o mașină de clasă medie. Am iat efectiv video la care ne-am uitat din ochi. Ne-am uitat efectiv la acest video, dar pe galben. La acest video cu o generație mai nouă ne-am uitat. Așa. Vezi cum s-a stricat ușa cu aia. Așa. Ești bine, n-ai nici pe dracu înăuntru. Dar vezi că ăsta e 2009 oricum. Te cam face la picioare, n-am să te mint? N-ai nici pe dracu. Dar vezi, sunt mereu, mereu argumente. Mereu argumente. Orice, numai să ne luăm tractoare de mașini. Orice, să ne luăm tractoare de mașini. La noi în pula aia nu poartă nimeni centură de siguranță și voi vorbiți de... Noi vorbim de teste în cap. N-am avut nici pe dracu, eram în porc bagaj, mă țineam de bidoanele alea. Da, efectiv, viteza medie de deplasare în București e gen 7 km pe oră și ăștia își fac griji dacă, ce faci dacă te bușești la 70 la oră. Da, efectiv, oamenii visează că prin 30 la oră în București, mă nene. Hai, vă rog, e frumos. Hai, gata. Mai ce-ți vedeai cu stații mașini? Vă trimit la Paul, la joc și vorbe. Să fiți cu minți. Abia aștept să merg cu metrou când vin, să-mi clujeam că vai morții mei. Raid Asteca. Nu, coaie, nu vreau să dai o raid lui Asteca, cu tot respectul. Ia, ce face? Unde e? Azi de gramul. Nici nu e live. Nici nu e live. Ai încercat să verifici dacă e live, Iulia? Încercă să verifici data viitoare. Te scuză-mă acum, dar data viitoare... Efectiv, Iulia vrea să joace Fortnite cu Asteca. Ce ai cu Eddie? Asta e sindromul Balaban. Ai menționat pe cineva. Ce ai cu acea persoană?
Bine, pupici, noapte bună, toate cele bune. Pa, pa!